Stând la aragaz în bucătărie, Galina amesteca supa în oală. În fiecare duminică ea gătea mereu borș, astfel încât, când Nicolae venea de la școală în zilele lucrătoare, să poată să-l ia doar din frigider, să-l încălzească și să mănânce. Altfel ar trebui să se mulțumească cu mâncare uscată și să-și strice stomacul. Prin fereastra deschisă a răsunat un strigăt din curte. Galina, ieși, Nicolae tău a provocat din nou o bătaie, striga vecinul, Nicolae. Ei, luați-vă de cap, bandiți! Femeia a privit pe fereastră de la etajul 4. Fiul ei se juca în cartier, împreună cu un alt băiat. Galina și-a aruncat șorțul pe masă, a redus flacăra și, fără să-și dea jos șorțul, a fugit în curte să-i despartă pe băieți. A împrăștiat pe fiecare într-o direcție. Cine este acesta? a întrebat Galina pe fiul ei. De la ce ați început să vă bateți? Nu-l cunosc, își scutură blugii Nicolae, a zis că nu-i permite copiilor să se lege de leagăn și a început să ne înjure. I-am dat un pumn. Dar cine altcineva l-a bătut pe cine? A intervenit băiatul pe care Galina îl ținea de gulerul tricoului. Tu taci și îți va veni și rândul tău, i-a zis mama lui Nicolae în mod autoritar. Tu cine ești și de unde ai apărut în curtea noastră? Kiril, eu locuiesc acolo, în blocul acela, băiatul arătă spre blocul de cinci etaje de lângă. Și am venit aici să mă plimb. Ce? Nu e permis. Ați cumpărat voi leagănele astea. Este permis să te plimbi, dar nu să rănești copiii, a răspuns Nicolae. Ei sunt mai mici și nu se pot apăra singuri, tu ești destul de mare ca să înțelegi asta. Da, bine, ai găsit și tu să te aperi, băiatul a scuipat pe pământ, aproape murdărind papucii galinei. Așa, ca să nu mai văd bătăi, a spus femeia. Purtați-vă imediat mâinile unul altuia și împăcați-vă. Băieții și-au întins lene și palmele unul altuia. Și acum mergem să mâncăm. Galina l-a privit pe fiul ei, apoi la băiatul din curtea vecină. Chiril, îți este foame, ei, da, mi-e foame, a spus băiatul cu ochii în jos. Atunci să veniți la noi, să vă spălați pe mâini și să stați la masă. Femeia i-a împins pe bătăuși spre intrare. Stând la masă, băieții flămânzi, după aer curat, savurau borșul cu smântână. Luați și pâine, le-a înaintat Galina Farfuria. Și eu voi pune ceainicul, înainte de asta. Chiril, nu te am mai văzut până acum aici. Noi cu părinții ne-am mutat recent din alt oraș. Tatăl meu a primit o poziție de șef la fabrică. Noul cunoscut al Galinei și al fiului său, Nicolae, povestea cu entuziasm. Deci v-ați transferat, așadar? Ei, se pare că da. Băiatul a terminat supa și a lăsat farfuria. Și în ce școală vei merge? A întrebat Nicolae. La cea de după stadion. Am fost deja cu mama la director, am depus actele. Au spus că mă vor accepta. Băieții erau de aceeași vârstă. Aveau amândoi 12 ani. Tocmai Nicolae învață la școala aceea. Deci, cred că ar trebui să vă împrieteniți. Poate chiar să stați la aceeași bancă și să vă copiați lucrările. Galina a zâmbit. Femeia a pus pe masă ceștile cu ceai și farfuria cu biscuiți. Ea însă și s-a așezat pe un taburet în fața băieților. A crește singură un fiu pentru Galina nu a fost ușor, dar s-a străduit să-i ofere tot ce mai bun. Cu mult timp în urmă, ea s-a îndrăgostit de un băiat frumos. S-a îndrăgostit atât de tare încât pământul se clătina sub picioarele ei și inima începea să bată doar când îl privea. Era geloasă pe fetele cu care Sergi mergea la film și se plimba în parc. Însă, ea a fost nevoită să aibă grijă de mama bolnavă. Când Sergi s-a căsătorit cu o colegă de clasă, ea a plâns toată noaptea în pernă. Atunci i s-a părut că nu există nicio persoană care să o iubiască. Iar când mama Galinei a murit, tatăl i-a spus fiicei, ești deja adultă, trebuie să te gândești la viața ta să găsești o persoană de încredere și să te căsătorești cu ea. Eu am 20 de ani, tati, prietenele mele s-au căsătorit de mult și eu, în timpul meu, având grijă de mamă, am pierdut-o, cu tristețe, Galina i-a răspuns, nu te supăra și nu-i reproșa mamei. A spus cu severitate Nicolae. Ea va vedea totul de pe ceruri și îți va fi recunoscătoare că i-ai înseninat ultimele zile. Un băiat bun se va găsi, nu te îngrijora. Și a apărut. Pe ringul de dans, Galina l-a întâlnit pe Alexandru. Băiatul simpatic era cu câțiva ani mai mare decât ea, dar părea foarte matur. După ce a invitat-o pe Galina să danseze, i-a spus imediat: Sunt o persoană serioasă și caut o fată pentru a întemeia o familie, nu pentru prostii. Dar ce este cu dragostea? S-a mirat Galina. Dragostea nu este cel mai important pentru o familie solidă și pentru nașterea copiilor, a declarat serios Alexandru. Adevărat. Și care este atunci cel mai important? râse fata. Un poet rus spunea, dragostea nu sunt suspinele pe o bancă și plimbările sub lună. Și sunt de acord cu el mai importantă este înțelegerea, respectul, chiar și abilitatea de a ierta, dacă vrei. Dar cum poți întemeia o familie cu cineva față de care nu simți nimic? Galina nu se lăsa și continua să argumenteze cu tânărul. Ceea ce oamenii consideră dragoste vine cu anii, raționa calm Alexandru. Vine atunci când persoana devine apropiată ție, o parte din tine și nu ți mai poți imagina viața fără ea. Înainte în vremea lui Stalin, părinții mirelui și ai miresei se căsătoreau cu ei. Și cine se întrebe dacă se iubesc sau nu? Aceasta este lumea veche. Acum totul e altfel. Nu, nimic nu s-a schimbat. Cele mai solide familii sunt cele în care doi oameni au grijă unul de altul și nu ard de pasiune. Tatăl Galinei a fost plăcut impresionat de Alexandru. Nicolae chiar i-a spus odată fiicei sale, ține-te de el, are ceva riguros în el, o anumită o onestitate. Temându-se să rămână o fată bătrână, Galina a acceptat curtenirea lui Alexandru și foarte repede, primind propunerea lui de căsătorie, a acceptat să se mărite cu el tatăl ei, a aprobat decizia fiicei. Alexandru va fi un soț bun și un tată bun, spunea Nicolae. Peste un an, tinerii au avut un băiat. Alexandru își îngrija galina în timpul sarcinii, îi spăla podelele în casă. Se asigura că soția mânca la timp, aducea fructe și produse deficitare de undeva. Și când li s-a dat un apartament într-un bloc de locuințe noi cu cinci etaje, Alexandru a lipit tapet nou și a cumpărat un televizor color. Bravo, ginere! Îl lăuda tatăl galinei. Aduci totul în casă, nu arunci niciun ban pe nimic inutil, totul pentru familie. Când a venit timpul să meargă la maternitate, Alexandru era mai îngrijorat pentru Galina. Nu putea să aștepte până când listele cu numele mamelor vor fi afișate în sala de primire. Și când a văzut rândul, băiețelul de 38 de centimetri a ieșit în curtea spitalului și a dansat în fața ferestrelor. Galina, te iubesc! striga Alexandru. Ea îi zâmbea prin fereastră, ținând în brațe copilul nou-născut soțul nu i-a mărturisit niciodată dragostea. Și acum Galina a așteptat cu nerăbdare aceste cuvinte dorite. Chiar a vărsat o lacrimă de fericire. În ziua de naștere a fiului lor, Alexandru a adus prietenii și prietenele. În compania zgomotoasă s-au dus la un ias să sărbătorească evenimentele importante. Iunie a fost neobișnuit de cald. Băieții și si fetele se bucurau de not în apa răcoroasă, iar apoi se întorceau la masa improvizată, așternută pe iarbă. Beau, gustau din mâncare, se distrau. La un moment dat, Alexandru a alergat spre apă, a mers pe pontonul de lemn până la marginea acestuia și a sărit în apă, strigând: Mi s-a născut un fiu. Grupul a aplaudat în unanimitate. Toți prietenii împărtășeau bucuria lui Alexandru. Este un eveniment atât de important, primul născut într-o familie tânără. Au trecut minute, alte minute, al treilea minut. Alexandru nu mai ieșea la suprafață. Băieții s-au îngrijorat și au alergat spre iaz, unii chiar au sărit în apă să-l caute. În cele din urmă, capul lui Alexandru a apărut la suprafața apei, iar apoi întregul său corp. El era mort. S-a scufundat în iaz și și-a lovit capul de o piatră uriașă care era ascunsă sub liniștea apei. A pierdut imediat conștiința și s-a înnecat. Tânărul tată nu a apucat să-și țină pe brațe nou născutul său fiu, iar bebelușul a rămas fără tată de la naștere. Galina a avut mult de suferit. A supraviețuit cu greu morții soțului. Norocul ei era că tatăl ei era aproape și o ajuta cu copilul. Când băiatul a crescut un pic, bunicul îl lua cu el în sat. Nicolae avea propria sa casă în care trăia singur. După ce s-a pensionat, s-a ocupat de grădinărit, gospodărie și în timpul liber mergea la pescuit. Se lua de obicei după el pe Nicolae. Băiatul îl iubea foarte mult pe bunicul care îl învăța multe lucruri. De la o vârstă fragedă a înțeles niște adevăruri simple. Nu mințitul să nu rănești pe cei slabi, să ajuți bătrânii. La 12 ani, Nicolae devenise un adevărat ajutor pentru mama și bunicul său. Privindu-le pe băiat mestecând biscuiți, ea se gândea la viitorul fiului ei și îi cerea în gând lui Dumnezeu să-l protejeze de necazuri și încercării. Vara a trecut repede. În 1 septembrie, Galina i-a cumpărat fiului ei un nou rucsac. Luând buchetul de gladiole pe care mama ei le pregătise înainte, Nicolae a plecat la școală. Galina l-a salutat din fereastră anul acesta nu va fi prezentă la ceremonia de deschidere. Merg în clasa a șaptea acum, mamă, a spus Nicolae văzând că și ea se pregătea să meargă la școală. De câte ori să mă iei de mână? Nu sunt chiar mic. Galina a suspinat, a pus înapoi în dulap rochia festivă pe care intenționase să o poarte la sărbătoarea școlară. Și în școală cânta muzică puternică. Copiii împărtășeau bucuroși impresiile lor despre vacanța prelungită și așteptau momentul în care va suna prima oră în acest an școlar. Brusc, cineva l-a lovit pe Nicolae pe umăr din spate. Băiatul s-a întors și l-a văzut pe Chiril. Bună, a întins el mâna către Nicolae. Salut! Și eu voi învăța în clasa ta, așa că hai să mă faci cunoscut cu colectivul, cu un zâmbet, a spus Chiril. Chiar și în noul școlar în mijlocul unor copii necunoscuți, Chiril părea încrezător, nesimțitor, așa cum se întâmplă de obicei cu nou veniții. El purta un costum frumos și o cămașă albă. Pantofii negri erau șterși și lustruiți strălucitor. Băieți, faceți cunoștință, a spus Nicolae în glas tare. Acesta este Chiril. El a venit dintr-un alt oraș și va învăța în clasa noastră. Colegii de clasă au înconjurat băiețelul. Băieții întindeau mâna pentru a-i strânge mâna lui Chiril. Fetele, zâmbind, îl studiau pe noul venit. Apariția băiețelului drăguț le-a stârnit interesul. Când a venit timpul să meargă în clasă, Chiril a ocupat locul de lângă Nicolae la o singură bancă să. Nu te superi! A întrebat el Nicolae, a dat din umeri. El nu putea uita circumstanțele în care se cunoscuseră. Nicolae își amintea bine cum Chiril obișnuia să-i supere pe copiii mai mici de la curte și apoi să se bată cu ei. Dar bunicul l-a învățat să ierte pe cei care îl supere, să fie generos. Au început zilele de școală. Nicolae a înțeles repede că Chiril era un leneș complet și obraznic. Băiatul învăța prost, își petrecea majoritatea timpului pe stradă și, în pauze, îl ruga pe Nicolae să-i copieze tema. Nicolae îi dădea caietele lui, apoi reușea să-și rezolve propriile probleme și exercițiile pentru Chiril. Suntem prieteni, îi spunea Chiril. Și prietenii trebuie să se ajute unul pe altul. Într-o zi te voi ajuta, te voi scuti, voi veni în ajutorul tău. Dar lui Nicolae nu era nevoie de ajutorul lui Chiril. Reușea totul, învăța excelent. După școală, Mergea mereu la magazin și cumpăra alimentele de pe lista lăsată de mama pe masa din bucătărie. Uneori apuca chiar să gătească o cină simplă până când ea venea acasă. Când Galina a avut un bărbat în viața ei, ea nu a încercat să-l ascundă de fiul ei. Nu există nimic mai înfricoșător decât singurătatea, iar eu am fost singură de foarte mulți ani, fiule, i-a spus ea. Dar eu sunt aici. Tu mai pe mine, mamă, a exclamat Nicolae. Este complet diferit. Tu ești fiul meu, copilașul meu cel mai drag, dar o femeie are nevoie și de un prieten, de un număr masculin puternic. Când vei crește, vei înțelege, a răspuns mama. Galina mergea uneori la întâlniri cu bărbatul ei. De câteva ori, nici măcar nu se întorcea acasă peste noapte, avertizându-și fiul că va veni dimineața. Dar ea nu își aducea iubitul acasă, nu dorea să rănească sentimentele lui Nicolae. Ea știa că fiul ei are un simț al justiției accentuat și principiile lui de care nu va abdica. De aceea a decis să lase totul așa cum este, până când Nicolae va crește. Au trecut ani. Nicolae a învățat cu sârguință, ceea ce bucura mult mama. Galina nu a reușit să obțină o învățământ superior, astfel că lucra ca o lucrătoare într-o fabrică de asamblare, fără perspective de avansare în carieră sau creștere a salariului. Ea își dorea un viitor mai bun pentru fiul ei și credea că el va intra la facultate și va reuși. În vacanțele de vară, ea îl trimitea pe Nicolae tot la Nicolae în sat. Bunicul începuse să slăbească. Rănile și inima bolnavă îl afectau. Odată, tânărul l-a invitat în sat și pe Chiril. Și ce vom face acolo? a întrebat prietenul când se aflau pe peronul stației de autobuze suburbane, așteptând autobuzul. Acolo este un râu, putem merge la pescuit. Dar în general, eu merg să-i ajut pe bunicul. Să-i aducem apă și să tăiem lemne, a râschiril. El nu fusese niciodată într-un sat și avea o idee foarte vagă despre stilul de viață al locuitorilor de la țară. Și asta și asta a confirmat Nicolae cu capul. Și există și distracții acolo. Dansuri. De exemplu, fete. Există un club, dar nu am mers niciodată acolo. Așa că acum e timpul. Să fii prima oară! Nicolae l-a primit pe nepot și pe prietenul lui cordial. El a încălzit băia și i-a mânat lui Nicolae o mătură din măslin. Du-te și fă un duș, arată-i prietenului cum se face băia rusească. Văd că el nu este deloc obișnuit cu viața la țară. Arată aici ce înseamnă o baie rusească, a spus el Chiril s-a fătat și s-a lăudat, spunând că nu e mare lucru o baie. Dar când Nicolae a turnat apă clocotită pe sobă, a sărit înapoi în vestiar, ca și cum ar fi fost ars. Cei -ai, ai, luat o razna sau ce? Vrei să te prăjești de viu? Se indigna Chiril. Dar Nicolae doar râdea. Ești slab, Chiril, căldura nu te afectează și se bătea în el cu mătura atât de tare încât prietenul se ascundea sub bancă de la căldură. Nicolae râdea de prietenul său și când se duceau cu undițele să pescuiască în râu, Chiril nu știa cum să înșurubeze viermi pe cârlig. De mai multe ori și-a rănit degetele până la sânge, iar apoi a renunțat la pescuit și a petrecut dimineața toată lângă foc, uitându-se cum Nicolae scoate cu pricepere scrumbi din apă. Nicolae știa să facă totul, el săpa cu pricepere lemnele, manevra eficient ciocanul pentru a repara gardul stricat, urca pe acoperișul casei să aducă uneltele bunicului. El își a fumat singur peștele într-un afumător făcut de el, iar când Chiril a încercat să strângă stâlpii pentru a arăta că și el poate face ceva, i-a spus să adune mai bine lemnele și să le ducă în șopron, altfel s-ar putea ciocăni cu securea în picior. Dar Chiril avea și alte talente. El a adus cu el chitara și în fiecare seară îl distra pe Nicolae și pe Nicolae cu cântece, iar într-un modul tor atrăgea fetele spre el de îndată ce băieții s-au stabilit în casa bunicului, fetele din zonă au început să treacă adesea pe lângă gardul lor. Vezi ce drăguțe sunt zbiera chiril din cap spre fete. Hai să ne cunoaștem! Nicolae refuza. Majoritatea dintre aceste fete le cunoștea din copilărie. Multe dintre ele, la fel ca și el, veneau în vacanță la rude. Într-o zi, totuși, Chiril a reușit să-l convingă pe Nicolae să meargă în club. Chiar și o distracție măcar, că la noi acasă stăm cu bunicul tot timpul, spunea el, ceea ce era numit discotecă în sat era de fapt o adunare obișnuită a tinerilor. Într-o clădire de cărămidă cu un singur etaj se auzea muzică de la un magnetofon cu casete obișnuit. Deasupra capului se rotea o minge colorată, aruncând reflexii roz, albastre și verzi pe pereți, iar lângă pereți stăteau băieții ciondănea cu semințe. Da, săracuțule, dar măcar e curat, murmură dezamăgit Chiril, privind încăperea discotecii. Nici măcar un DJ, nici fete cu brichete. În centrul sălii dansau câteva fete. Chiril se îndreptă spre ele, se așeză în cerc și începu și el să se miște în ritmul muzicii. Între timp, Nicolae rămase în picioare, observând ce se întâmpla. Salut, Nicolae, auzi el o voce și-l văzu în fața sa pe Ion. El cunoștea băiatul de când erau copii, chiar au mers împreună de câteva ori la pescuit. Asta e prietenul tău. Ion făcu un semn cu capul spre Chiril, care dansa cu fetele pe o melodie populară. Da, coleg de clasă, răspunse Nicolae. Ar trebui să-i spui să se mai potolească puțin în entuziasm. Spulberând cojile de semințe direct pe podea, Ion, Ecaterina, prietena lui, dansează acolo cu prietenele ei. Îi voi spune, aprobă Nicolae. Dar în acel moment începu să se audă muzică lentă, iar Chiril o invita pe Ecaterina la dans. Iar râse înțelegător și puse mâinile pe umeri, iar el o strânse strâns în brațe. Prietenul tău riscă să primească o bătaie, spuse Ion și se îndepărtă spre grupul de băieți care staționau în apropiere. După un minut, Simion, un băiat înalt și voinic, se apropie de Chiril și îl împinse în umăr. Ascultă să ieșim de aici, spuse el ce s-a întâmplat, nu înțelese Chiril. Ai pus mâna pe fata mea, asta s-a întâmplat. Ei bine, iată ce eu. Ei bine, să ieșim, spuse Chiril. Nicolae privind jur, căutându-le cu privirea pe Nicolae și îl urmă pe Simion și pe prietenii lui. Nicolae văzut totul, suspină și el se îndreptă spre ieșire, gândindu-se că Chiril se află mereu în situații neplăcute. Conflictul dintre băieții din sat și cei veniți de la oraș s-a transformat rapid într-o bătaie. Forțele erau inegale, cinci împotriva lui Chiril și Nicolae, dar băieții au luptat serios. Au ajuns acasă cu vânătăi pe față și nasuri sângerânde. Ah, cei la fel i-am zgâlțuit să știe să nu se ia de băieții din oraș. Nu înțelegea Chiril de ce se bucură, aplicând o lingură de metal rece la nas. Da, dacă nu era paznicul. Le-ar fi rupt și mai multe mâini. Nicolae și-a dat jos blugii și privea gaura. Mama se va supăra. Sunt noi complet. Dar lasă măcar ce aventură. I-a spart buza. Ce vom spune dimineața bunicului? întrebă Nicolae. Așa vom spune ne-am apărat de bandiții din sat. Chiril râdea, ștergând sângele de sub nas. Iscau viețile lor pentru o fată frumoasă din sat cu ochii albaștri și părul lung până la mijloc. Și, într-adevăr, Ecaterina era drăguță. Nicolae o cunoștea de mult timp și nu înțelegea ce a găsit ea la acest simion. Un sătean necioplit, măgar și brutal. Fata trăia în oraș și venea în sat la fel ca și Nicolae, în vacanțe, pentru a vizita rudele. Asta e Caterina Grosu, spuse Nicolae lui Chiril. Merge la școala vecină, o cunosc. Dar nu am avut ocazia să o cunosc corespunzător, vorbi Chiril. S-a întins în pat și a visat cu ochii deschiși. Dacă nu era această brută de țăran voimic, aș fi invitat-o la o întâlnire. Și am fi avut o poveste de dragoste. Dormi în sfârșit, eroal iubirii, spuse Nicolae în glumă și se acoperi cu pătura. Absolvirea școlii a avut loc în Palatul Culturii, unde s-au adunat toți absolvenții din cartier. De seară Galina călcase cămașa albă a fiului său, iar în ușa dulapului atârna un costum nou de culoare gri. Părea că ea era mai îngrijorată decât Nicolae. Astăzi îi vor înmâna certificatul de absolvire, iar în fața avea examenele de admitere la institut. Galina știa că fiul ei, cu cunoștințele și notele sale excelente, va fi cu siguranță admis, dar totuși era îngrijorată. În Palatul Culturii răsuna muzica, pereții erau împodobiți cu ghilande din baloane de aer. Părinții și elevii ocupau locurile în sala de festivități. Într-o atmosferă solemnă și festivă, începea ceremonia de înmânare a certificatelor de absolvire. Nicolae a fost chemat primul pe scenă. El era singurul din întregul an care avea o medalie de aur și un certificat cu mențiune. Sala aplauda puternic, iar Galina îi curgeau lacrimile de bucurie și mândrie pentru fiul ei. Apoi, elevii au ieșit unul câte unul. Au strâns mâna directorului și au primit documentele lor. După discursul de încheiere al profesorilor, a fost anunțată petrecerea. Uite-o pe fată, întreaga problema pentru care am avut o luptă cu băieții din sat vara trecută, a spus Kiril, arătând spre două prietene care se aflau în apropiere. Da, aceasta este Ecaterina, iar prietena ei nu o cunosc, a răspuns Nicolae. Hai să ne prezentăm, a chemat Kiril și a tras prietenul său spre fete. Salut, Ecaterina, a spus Nicolae, zâmbindu-i vechi cunoștințe. Asta este prietenul meu, Kiril. Fata a privit atent băieții și a zâmbit. În amintesc de tine. Ai venit în sat și ați făcut o luptă cu echipa lui Simion. I-a spus ea lui Chiril. Din cauza ta, de altfel, a spus cu mândrie băiatul. Fetele au râs. Aceasta este prietena mea Natalia, suntem prietene din clasa întâi, a prezentat Caterina fata. Hai să mergem în parc să ne distrăm, să mâncăm înghețată, a propus Chiril. Ideea lui Chiril a părut atractivă pentru toți, așa că tinerii s-au îndreptat spre ieșire. În aer era deja întuneric, au fost aprinse felinarele, iar în parc, în ciuda orei târzii, era multă lume. Cupluri se plimbau pe alei, atracțiile erau în funcțiune. Chiril a cumpărat pentru toți înghețată. Băieții au ales o bancă liberă, s-au așezat și s-au bucurat de libertate. Școala era în urmă. În față, viața adultă. În acea seară, Chiril s-a străduit din toate puterile să atragă atenția Ecaterinei, dar aceasta părea că îl ignoră intenționat, socializând cu Nicolae. Aveau multe subiecte comune, iar Ecaterina și Nicolae plănuiau să se înscrie la aceeași instituție, deși la facultăți diferite. Unde intenționezi să te înscrii? L-a întrebat Chiril. Nu am decis încă. Probabil acolo, unde merge și Nicolae. Suntem prieteni, a afirmat el. Eu voi merge să studiez, să fiu bucătar tehnolog. Iubesc să gătesc foarte mult, s-a oferit să-i povestească fata. Cred că fac mereu ceva bun, prăjituri, tot felul de torturi. Nu te agăța de Nicolae, a sfătuit-o Ecaterina pe Chiril. Cu un ton îndrumător. El, cu medalia lui de aur, va fi admis fără probleme, dar tu. Și ce am eu? Am multe talente pe care Nicolae nu le are nici măcar pe departe. Vrei să-ți arăt un loc minunat? Chiril nu îi plăcea faptul că Ecaterina tot timpul vorbea cu Nicolae și îl ignora aproape în întregime. El voia să facă ceva care să-l propulseze în ochii fetei. Vino după mine, l-a chemat el pe băieți și a mers pe alei. După câteva minute au ajuns într-unul dintre curțile vechi, unde casele vechi aproape se atingeau una de cealaltă. Chiril a deschis ușa la intrare și a invitat pe Nicolae și fete să intre. Au urcat până la ultimul etaj și, pe scară, au ajuns pe pod. Apoi au ieșit pe acoperiș. Ce frumusețe! a exclamat Natalia, privind orașul de sus. Nu am fost niciodată pe acoperiș, nici nu mi-am imaginat că de aici se vede o asemenea priveliște luxoasă. Pur și simplu un loc perfect pentru întâlniri romantice și declarații de dragoste. Ecaterina i-a plăcut și ei acest lucru. Deci, care-i problema, a preluat gândul ei Chiril și a luat-o pe fată de mână. Vrei să-ți mărturisesc și să-ți propun să fii iubita mea? Ecaterina și-a retras mâna, a făcut câțiva pași înapoi, dar Chiril a apucat-o detalie și a adus-o aproape de el laso, a pus Nicolae mâna pe umărul prietenului său. Vezi, nu îi placi fetei. Și tu îți place oare? A sărit în sus Chiril. Lasă-l în pace! Ce o să-mi fața? Nu ești în stare de așa ceva. Nu ești în stare de nimic în afara învățăturii și înțepăturilor slabule. Se enerva Chiril. Liniștește-te fără să-ți pierzi autocontrolul, a spus Nicolae. Nu strica seara. Și tu arată că nu ești un plictisitor, continuă prietenul să-l provoace. Hai, dovedește! Vino aici! Vezi, Chiril l-a dus pe Nicolae în apropierea marginii acoperișului și a arătat cu degetul spre cornișele de pe acoperișul vecin. Vrei să sărim? Slab! Nicolae s-a uitat în jos, evaluând înălțimea și apoi distanța dintre acoperișuri. Era o idee nebună! Erau 2-3 metri între cornișe. Doar câțiva centimetri de greșeală și viața s-ar fi putut sfârși. Tu ești nebun sau ce? Strigă Ecaterina la Chiril. Nicolae nu-l asculta. Să plecăm de aici, își ruga Chiril prietenul. Știam asta și asta trebuia să demonstrez. A spus el îndepărtându-se de margine, dar Nicolae l-a oprit. Hai! S-au așezat lângă margine și s-au pregătit să sară. Chiril a luat o fugă și în saltul său s-a dezlipit de margine. Nereușind să ajungă pe cornișa vecină, s-a agățat de ea prinzându-se cu mâinile de proeminențe. Fetele au scos ochii, acoperindu-și fețele cu mâinile de frică că Chiril se va rupe și va cădea în gol. Dar băiatul s-a ridicat, îndoit în tot corpul, și a urcat pe acoperișul vecin. S-a întins și și-a fluturat mâinile. Ei, cum, măreț, s-a bucurat el de victoria sa. Ce zici, Nicolae, te mai încerci odată? Nicolae, nu trebuie să-l asculți, e nebun, a rugat Caterina. Dar băiatul s-a îndepărtat deja ca să se pregătească să fugă. Atunci Ecaterina a alergat spre el, l-a înghițit în brațe și nu l-a lăsat să plece. Nu te voi lăsa, e prostie, ești deștept, ai un viitor minunat înainte, nu te sinucide, Ecaterina l-a privit pe Nicolae direct în ochi, apoi l-a sărutat pe buze. Cei, Ecaterina, ai făcut alegerea ta, a strigat Kiril de pe acoperișul vecin. El a văzut cum fata îl săruta pe Nicolae și, chiar dacă îl durea inima, s-a hotărât să accepte asta. Fata a ales prietenul lui. Nu vor rupe prietenia lor pentru o fată. Ecaterina și Nicolae au intrat la facultatea de economie a institutului. În schimb, Chiril a picat examenele de admitere. Tatăl său, un mare șef la o combină metalurgică, își descărca toată furia asupra fiului său, sfâșiindu-le cu remarci. Eu și cu tine am crescut un ratat, femeie. Striga el măcar să-l trimit în armată să-și adune mintea. Ce spui acolo, Petia? Își tânguia mama lui Kiril, își strângea mâinile. Armata nu i-a învățat pe nimeni nimic. Mai bine ajută-l să se pună pe picioare. Să meargă în fabrică, să lucreze cu mâinile, dacă nu are cap răbufnea bărbatul. Ba, hai să deschidem o afacere. A intervenit Kiril în discuție. Școala nu este cel mai important. Da. Și ce e important? Să vinzi haine pe piață. Nu îmi spune asta. A continuat să se enerveze bărbatul. Hai să deschidem o afacere, a intervenit Chiril în discuție. Școala nu este cel mai important. Da. Și ce e important? Să vinzi haine pe piață. Nu îmi spune asta. A continuat să se enerveze bărbatul. Atunci cum îți vezi viața? Nu așa trebuie să fie. Putem deschide o firmă pentru vânzarea de echipamente IT. Sunt sigur că avem destui clienți, fie ei simpli oameni sau diferite companii. Chiril a început să-i povestească tatălui său despre planurile sale și acesta s-a calmat treptat. Fiul său a vorbit atât de convingător despre veniturile care îl vor ajuta să se redreseze și să devină independent, încât bărbatul a început să creadă în el bine, îți voi da bani pentru o perioadă de început. Dar amintește-ți, dacă simt că nu te descurci, că nu faci față, îți voi închide afacerea instant și voi suna la Consiliul Militar să te duci să-ți faci serviciul militar. Spre surprinderea mamei și a tatălui, Kiril și-a organizat afacerea foarte bine. După doi ani, era deja stabil pe picioarele sale, iar filialele magazinelor sale erau deschise în întreaga regiune. Nu degeaba spun că din cei doi studenți slabi se nasc oameni de afaceri de succes. Spusese tatăl mamei lui Chiril când a văzut că toate ziarele promovează firma fiului său și reclamele pentru magazinele lui sunt difuzate tot timpul la televizor. Ecaterina și Nicolae își continuau prietenia, dar încercau să uite primul lor sărut pe acoperișul blocului de cinci etaje. Uneori mergeau împreună la cinema, adesea se întorceau împreună de la institut, iar vara plecau în sat. Terminând al treilea an, Ecaterina și Nicolae intenționau să meargă să se odihnească la rude. Băiatul era îngrijorat, bunicul era din ce în ce mai bolnav. Convingele să se mute cu noi, îl ruga fiul Galina. Nu mă ascultă deloc. Nu va veni, mama, nu poate trăi în oraș. Se va sufoca, răspundea Nicolae. Nicolae chiar a cedat. Își aștepta nepotul cu nerăbdare, nu doar pentru că Nicolae îl ajuta cu treburile gospodărești. Bătrânului era singur, își dorea ca cineva apropiat să fie lângă el ei bine, povestește cum merge școala. Întreba bunicul, uitându-se cum Nicolae așeza pe masă cârnați, conserve, dulciuri, cereale aduse din oraș. Totul merge bine la școală, curând încep practicile, apoi și diploma. Și viața ta personală cum e? Ai o fată. Bunicul a strâmbat ușor ochii. Nicolae a tăcut, aranjând alimentele în dulapurile bucătăriei. Bunicul era acea persoană cu care băiatul putea vorbi despre orice. Nicolae se încredea în Nicolae încă din copilărie, dar să-i spună despre Nicolae și sentimentele sale față de fată nu se hotărâse. Dar dacă nu vrei, nu spune, părea supărat bunicul. Doar eu pot vedea că nu ești liniștit înăuntrul tău și că inima îți arde ca un foc. Dragostea nu o poți ascunde și eu pot percepe asta imediat într-o persoană. Ea ți cunoscută, bunicule, a decis să se mărturisească Nicolae. Adevărat! Și cine e frumoasa aceea? Ecaterina, nepoata grosu. Am venit împreună, ea va rămâne și ea în sat vara asta. Și ne învățăm amândoi la aceeași facultate. Mergem uneori la cinema împreună. Dar de ce nu spui nimic despre sentimente? Păi, tu nu par genul de băiat timid, iar eu îți spuneam mereu să vorbești întotdeauna adevărul drept în față, a spus bunicul. Bine, probabil că încă nu e momentul potrivit. Eh, Nicolae, timpul este o chestie atât de ciudată. În timp ce crezi că nu a sosit încă, nu ai timp să-ți dai seama cum trece. Seara, Ecaterina și Nicolae s-au întâlnit pe malul râului. Râul, liniștit după inundația de primăvară, curgea lin în apele sale întunecate. Greierii ciripeau în iarbă, iar soarele cobora încet după creștetul brazii seculari. Bunicul a cedat complet și nu este de acord să se mute în oraș. Și, din potrivă, noi vrem să vindem casa și să plecăm. Vrei să vin mâine și să te ajut să faci curat în casă. Propunerea fetelor era sinceră. Nicolae a afirmat cu capul și apoi s-a uitat atent la Ecaterina. Se si aduce aminte cum ai sărutat pe acoperiș? L-a întrebat el brusc. Spre surprinderea lui, întrebarea nu i-a produs gene. În amintesc. Atunci am fost foarte speriat pentru tine. Ecaterina și-a apropiat fața, a mâncuiat obrazul băiatului. Vrei să te sărut din nou? Nu vreau, a șoptit el încet. Buzele fetei erau moi, calde și ude. Desprinzându-se pentru o secundă de Nicolae, ea l-a întrebat privindu-le în ochi, tu mă iubești, spune. Te iubesc. Te iubesc foarte mult, a spus Nicolae, atinându-i buzele gâtului și umerilor, descheindu-i cu degetele încăpătorul de vară ușor. Și apoi au stat lungi pe iarbă, respirând aroma florilor și ascultând cum bate inimile lor. Era deja ziua când Nicolae, însoțindu-o pe Ecaterina, s-a întors acasă și s-a prăbușit pe pat, prin de sentimentul unei fericiri infinite. Toată vara s-au întâlnit pe malul acela de unde au mărturisit pentru prima dată dragostea unul față de celălalt. Și când a venit timpul să se întoarcă în oraș, au pornit împreună spre stația de autobuz. Pe tot drumul, Nicolae se întreba ce va urma, cum se vor dezvolta relațiile lor cu Ecaterina. Trebuie să-i spună mamei că are o fată, trebuie să vorbească sincer cu părinții Ecaterinei Nicolae a urcat pe al patrulea etaj și a scos cheia din buzunar în căutarea ei. Introducând-o în proască, el s-a surprins realizând că ușa era încuiată pe interior. Ciudat, mama ar trebui să fie la serviciu în acest moment. În apartament s-au auzit pași și ușa s-a deschis. În prag sta un bărbat într-un tricou și pantalon sport. Salut, a mormăit Nicolae și a intrat înăuntru, închizând ușa în urma sa. Unde e mama? Salut, Nicolae, iar mama e la serviciu, bărbatul se simți inconfortabil. Eu sunt Vasile, prietenul Galinei. El și-a întins mâna spre Nicolae, dar acesta s-a întors și s-a închis în camera lui. Băiatul nu a înțeles corect cine era el când el era acasă, mama nu i-a aducea iubitul, dar adesea întorcându-se acasă. Nicolae observa urmele prezenței unui bărbat străin. Când mama sa s-a întors de la serviciu, a avut o conversație serioasă cu fiul ei. Galina i-a închis ușa către bucătărie, s-a așezat în fața lui Nicolae și a turnat ceai în cești. Bea? Bea i-a spus ea, ești deja adult și ar trebui să mă înțelegi. Eu și Vasile ne întâlnim de mult timp, el e o persoană foarte bună, Acum, când ești aproape de a-ți încheia studiile și vei deveni complet independent, am decis să locuim împreună. Minunat, ar putea să mă întrebe pentru început, a rostit Nicolae plin de răutate. Și de ce ar trebui eu să te întreb? Toată viața ți-am oferit sfaturi. Te-am crescut singură de la începutul vieții tale. Oare nu merit și eu să fiu fericită? Merită! Mulțumesc pentru ce ai. Nicolae a ieșit din bucătărie, s-a îmbrăcat și a plecat pe stradă. Ieșind din bloc, a apelat numărul de telefon ale Caterinei. Salut! Ne putem întâlni astăzi. A întrebat el fata. Ea nu a avut nimic împotrivă și într-o oră deja erau așezați pe o bancă în parc. Ecaterina, hai să ne căsătorim! Și de ce nu? Suntem adulți și în curând vom munci. Putem trăi independent. În plus, suntem mereu împreună. S-a întâmplat ceva cu tine, a simțit că Nicolae e supărată, a întrebat-o despre Ecaterina. Mama și-a adus un bărbat acasă, a spus băiatul, cu mintea goală. Înțeleg asta. Ea e o femeie singură, are nevoie de un partener în viață, dar nu pot accepta. Ecaterina a tăcut. Părea că ea se gândea la ceva foarte serios, important pentru amândoi apoi s-a ridicat, l-a luat de mână și l-a tras după ea. Hai să mergem! Încotro mă duci! Nu înțelegea Nicolae, dar Ecaterina l-a condus la ea acasă. Mamă, tată, avem oaspeți, a spus ea zgomotos, împinându-le pe Nicolae în hol. Părinții au ieșit la sunetul vocii fiicei lor. Hai să te cunoaștem, acesta e Nicolae și am decis să ne căsătorim, a rostit Ecaterina. Uau! Wow a reușit să spună doar tatăl Caterinei. Și nu mai stați în hol, intrați! El l-a lăsat în cameră pe băiat și pe fiica lui. S-a uitat la mama, care a putut doar să ridice din umeri. Hai, mamă, mergem să-i cunoaștem pe ginerele nostru. Bărbatul s-a zâmbit încurajator și a mers în urma tinerilor. Au trecut zece ani. Ecaterina, nu ai văzut cravata mea. A strigat Nicolae, deschizând dulapul și căutând lucrurile. Nu o pot găsi deloc. Uită-te în dormitor, acolo unde ai scos-o, caută acolo. A răspuns Caterina. Doamne, o să întârzi la serviciu. Nicolae, nu ai uitat că astăzi la prânz ne întâlnim în restaurant ca să discutăm meniul pentru aniversarea căsătoriei noastre. Da, îmi amintesc. Nicolae a strâns documentele în servieta în grabă și era deja în hol plecam, ne vedem la prânz. Cu o ceașcă de cafea în mână, Ecaterina a ieșit la soțul ei, l-a sărutat pe obraz și spunând adio, s-a ascuns în adâncul apartamentului. Peste o săptămână vor sărbători a 10 -a aniversare a căsătoriei lor. În orice caz, Ecaterinei și lui Nicolae nu le-a fost organizată nicio nuntă. Pur și simplu au mers la starea civilă și s-au înregistrat, punându-și semnăturile pe actul de stare civilă, ceea ce i-a surprins pe părinții Miresei. Ne-am gândit că o să vrei o rochie albă, voal, o limuzină și un restaurant, a spus tatăl Caterinei. Tată, cui îi trebuie toată această manifestare exterioară? Și o dinioară, unde ar avea niște studenți săraci bani pentru o nunta? A răspuns fata. Nu sunteți orfani, v-am fi ajutat. Mama Ecaterinei visa să-și vadă fiica în rochie de mireasă, dar și să evite situațiile stânjenitoare în fața rudelor și prietenilor. Nu trebuie să cheltuim prea mulți bani. Vă mulțumesc că ne-ați permis să locuim în apartamentul rămas de la bunica, altfel ar fi trebuit să închiriem un loc cu toate acestea. Părinții au insistat să-și aducă contribuția în înființarea unei noi familii. Ei le-au dedicat tinerilor apartamentul bunicului decedat, făcând renovări bune din banii lor, înlocuind instalația sanitară și mobilându-le cu mobilă nouă. Evaluând atmosfera din dormitor, tatele Caterinei a spus, sper că va trebui să împingem mobilierul în curând pentru a face loc aici patului pentru copii și scăunelului pentru un fășat. Cu toate acestea, tinerii nu se grăbeau să aibă copii. Pentru a crește un copil, ai nevoie de un colac de siguranță financiar, iar noi abia ne descurcăm să ne întreținem, a spus Caterina când, câțiva ani după căsătorie, soțul a abordat subiectul copiilor. Chiar nu a mai fost în vacanță de doi ani. În schimb, am cumpărat o mașină, a răspuns Nicolae. Și ce? Tu o folosești pentru a merge la muncă și atât la fel de bine te-ai putea deplasa cu autobuzul. Mașina mi-e necesară mie pentru a ajunge la întâlniri și negocieri la timp și o folosesc și pentru a merge în sat la bunic oricând. Iar mie îmi trebuie o divnă pentru a arăta ca o femeie normală. Nu ca un cal obosit s-a simțit jignită Ecaterina. Astfel de nemulțumiri disputabile față de venitul soțului apăreau din ce în ce mai des în familie. Prin urmare, când la prânze Caterina și Nicolae s-au întâlnit într-un restaurant, bărbatul a întrebat-o din nou pe soție, ești sigură că ar trebui să cheltuim ultimii bani și să ne îndatorăm pentru a sărbători 10 ani de viață în comun? Ești sigură? Este o aniversare rotundă, un punct de referință în viață, a spus Caterina, citind meniul. Dar ce punct de referință despre ce vorbești a privit Nicolae prețurile din meniu, iar ochii i-au sărit în frunte. Avem toată viața în față și nu se va schimba nimic în viața noastră din cauza faptului că hrănim o mulțime de oameni cu feluri de mâncare care costă cât mașina mea. Înțeleg când oamenii sărbătoresc nunta de aur, atunci este cu adevărat un motiv. Cu salariul tău nu voi supraviețui până la nunta de aur. Voi muri de foame a întrelupto brusc Ecaterina. A, uite, organizatorul nostru a venit spre masa lor un tânăr cu un dosar de piele neagră. Următoarele jumătate de oră ei au discutat cu Ecaterina despre meniu, băuturi, aranjamentul invitaților și programul de divertisment, iar Nicolae i-a ascultat pe ascuns. El știa că soția nu numai că cheltuise toți banii din contul comun pentru sărbătorirea jubileului, dar se și împrumutase de la părinți. Acum va trebui să returneze datoriile câteva luni. După ce au discutat toate problemele, tânărul s-a despărțit de soți. Ecaterina și Nicolae au băut o ceașcă de cafea și s-au îndreptat spre ieșire. Te duc cu mașina, a spus bărbatul și a deschis ușa mașinii, când a auzit o strigare. Nicolae, ești tu! Nicolae s-a întors și l-a văzut pe Chiril. Acesta stătea cu brațele deschise, gata să-și îmbrățișeze vechiul prieten. Bună, prietene! Nicolae s-a bucurat de întâlnire. Nu se mai văzuseră de mult timp, dar din cunoștințele comune, Nicolae a aflat că lucrurile iau bine pentru Chiril, afacerea prosperă. Ce faci aici? Așa am venit să iau prânzul, a răspuns Chiril. El s-a uitat la Ecaterina și a zâmbit larg. O, ce drăguță ești tu, Ecaterina! Nici vorbă, a râs Ecaterina, dând din mână la Chiril. Și voi ați luat deja prânzul aici? a întrebat băiatul. Noi sărbătorim aici 10 ani de viață împreună peste o săptămână. A vorbit mândră despre Ecaterina. Să consider că sunt invitat, a spus Chiril. 10 ani! Doamne, cum trece timpul? Voi fi cu siguranță prezent la un eveniment atât de important, a promis Chiril. Prietenii s-au salutat și Nicolae cu Ecaterina au plecat. Privind mașina care pleca pe bulevard, Chiril a gândit: 10 ani. Înseamnă o căsnicie fericită? Da, da. În ziua stabilită. Oaspeții s-au adunat în restaurant. Ecaterina și Nicolae sărbătoreau nunta de trandafir. Invitații, rudele și prietenii au intrat în sala de restaurant cu cadouri și buchete de trandafir. Felicitările și urările de fericire pentru cuplul căsătorit au fost exprimate. Printre primele prietene care au venit să-i felicite a fost Natalia. Prietene din copilărie, fetele au continuat să păstreze prietenia chiar dacă nu se întâlneau des. Uneori, Natalia îi vizita pe Nicolae și Ecaterina. Fata era necăsătorită și lucra ca bucătar tehnolog la o unitate de alimentație publică. Ce frumoși sunteți amândoi! Vă felicit! Vă doresc fericire și iubire! S-a bucurat ea pentru Ecaterina și Nicolae. Natalia le-a înmânat cuplului căsătorit un cadou. Înainte ca ea să se retragă, Chiril a apărut înaintea grupului de prieteni vechi. În mâini el ținea un buchet imens de 100 de trandafiri roșii. Era atât de greu încât Ecaterina abia putea ține florile în mâini și le-a dat imediat lui Nicolae. Din spatele buchetului uriaș, fața lui nu era aproape deloc vizibilă. Ecaterina, ești fermecătoare! a făcut un compliment Chiril fetei. Mă bucur pentru voi. Vă felicit. Prietenii au petrecut întreaga seară împreună, discutând vesel, reamintindu-și de tinerețe și împărtășindu-și planurile. Cred că ar trebui să ne extindem, a spus Chiril, savurând vinul din pahar. Orașul nostru a devenit de mult timp prea mic pentru afacerea mea. Este timpul să atingem un nivel nou. Și care ar fi acela? a întrebat Caterina. Voi merge în capitală, a răspuns Chiril serios. Am niște lucruri în lucru și investitori interesați. Dar de ce vorbim despre mine? Cum stați voi? Noi, Chiril, ne zbatem. Nu prea ne-am distrat, a spus Caterina și l-a privit semnificativ pe soțul ei. Fata servise deja suficient și comportamentul ei nu-i plăcea prea mult lui Nicolae. Suntem prinși într-o balta. Noi mereu suntem lipsiți de bani, nu putem merge în concediu nici măcar. Hai, lasă, a întrerupt-o el pe Ecaterina. Ii era rușine pentru Ecaterina, care se plângea atât de deschis de lipsa sa de resurse financiare. Chiar ți așa de greu? A întrebat Kiril, iar apoi prietenul său. Bine, așa că vă pot împrumuta cât aveți nevoie. Va ajunge și pentru Cipru și Thailanda. Vă voi returna când vă îmbogățiți cât este de minunat! A aplaudat Ecaterina fiind destul de amețită. Cu siguranță vom profita de oferta ta, nu-i așa, dragă? Te comporți necuvincios, Ecaterina a încercat Nicolae să oprească. Chiril a spus că se pregătește să-și extindă afacerea și el însuși va avea nevoie de bani. Îmi pare rău, Ecaterina. Poți alege o excursie, eu plătesc totul, a spus Chiril zâmbindu-i Ecaterinei. Asta înțeleg eu, un adevărat bărbat s-a bucurat soția lui Nicolae. După sărbătoare, toți s-au întors acasă cu taxiul. Nicolae era într-o dispoziție dezgustătoare. Ce circ ai făcut în restaurant? L-a întrebat el pe ea. Nu-ți place să pari un sărman nefericit lângă un prieten de succes și bogat? A întrebat Ecaterina cu ironie. Nu te enerva, doar ia exemplul lui. Cu mintea ta, puteai deschide propria afacere de mult timp, în loc să muncești de dimineața până seara pentru alt nepot, care în plus îți plătește câțiva bani de nimic. Apariția dumneavoastră de prin asupra dumneavoastră, dar apoi a sunat telefonul. Nicolae și-a scos telefonul mobil din buzunar. Numărul era necunoscut. Cine este? A murmurat el și a răspuns la telefon. Alo, Nicolae, asta e vecina bunicului tău, Maria. Am sunat mama ta, dar nu răspunde. De două ore începând de atunci nu am putut să vorbesc cu nimeni. Ce s-a întâmplat, Maria? Nicolae, bunicul tău, Nicolae a murit. Nicolae a devenit palid. Cu o săptămână în urmă, fost la bunicul său, l-a ajutat să sape grădina. Nicolae nu se simțea bine, dar nepotul i-a dat medicamente și bătrânului îi era mai bine când s-a întâmplat asta? A întrebat Nicolae. Astăzi. Vino. Voi veni. Nicolae și-a închis telefonul și s-a așezat pe marginea patului. Bunicul meu a murit. Ecaterina, care își pieptă în în fața oglinzii, și-a pus pieptenele deoparte și s-a așezat lângă el. Ea chiar și s-a trezit dintr-o astfel de veste. Îmi pare rău. El a fost foarte bolnav în ultima vreme. Trebuie să mergem să discutăm despre înmormântare și să dăm de veste. Nicolae s-a ridicat, a luat o geantă de călătorie din dulap, o pereche de blugi, câteva tricouri. Acum direct. A întrebat uimită Ecaterina. Când altfel? Dimineața se deschide biroul din sat și trebuie să rezolvăm toate problemele legate de înmormântare. Dar eu, eu nu pot să plec acum oriunde. Nu sunt pregătită. Ție nevoie de o pregătire specială să îngropați o persoană și să-i fi alături soțului tău în momente grele. Nicolae a observat că soția lui pur și simplu nu vrea să se ocupe de înmormântarea bunicului său. Dar eu trebuie la serviciu a încercat Caterina să găsească o scuză. De fapt, mâine e duminică. Și luni ai putea să-ți iei liber. Bine, rămâi aici. Distrează-te în voie în timp ce eu îl plâng pe bunicul, a continuat Nicolae. Nicolae s-a îmbrăcat și a luat geanta și a ieșit din apartament. La intrarea în bloc s-a urcat în mașina sa și a plecat spre ieșirea din oraș. Nicolae a ajuns în sat târziu în noapte. Lângă sicriul în care se afla Nicolae erau așezate vecinele bătrâne plângând. Nicolae a stat lângă bunicul decedat și a ținut de mână. În fața ochilor i s-au perindat imagini din copilărie. Acolo erau ei la pescuit, bunicul îl învăța cum să arunce corect undița. Aici beau amândoi dintr-o placă pentru a umple gaura în grajd și a repara gardul. Și acel moment când Nicolae și-a adus logodnica Ecaterina la bunic. A doua zi a avut loc în mormântarea. În decurs de 10 ani, satul pe care Nicolae îl iubea atât de mult se transformase într-o adevărată sălbăticie. Mulți oameni au plecat, au lăsat casele lor, care nu puteau fi vândute, și s-au îndreptat spre oraș pentru o viață mai confortabilă. Pe cimitir erau cel mult 10 persoane care veniseră să-și conducă pe ultimul drum pe Nicolae. Preotul, adus de Nicolae din satul vecin, a făcut slujba de înmormântare. Când toți au plecat, Nicolae a mai stat puțin lângă mormânt. Să și-a rămas bun de la bunic și apoi a mers spre casă. La început a considerat să rămână peste noapte, dar în casă era atât de liniște și singurătate, încât Nicolae a decis să se întoarcă acasă. Salutând vecinele, a închis ușile beciului, a pus lacătul pe poartă și s-a urcat în mașină. Nicolae s-a întors acasă aproape la miezul nopții. Nu era niciun loc liber pe parcarea din curte. Tânărul s-a uitat în jur și a găsit un buzunar la ieșirea din curte unde a parcat mașina și s-a îndreptat spre intrare. Urcând la etaj, voia să sune la ușă, dar a crezut că Ecaterina probabil că deja a adormit. Încercând să nu-și trezească soția, a deschis ușa în tăcere cu cheia sa. Intrând în hol, Nicolae a auzit sunete ciudate venind din dormitor. Era un râs al soției sale și încă o voce masculină. Dându-și jos încălțările, Nicolae s-a apropiat de ușa dormitorului și a ascultat. S-a înghețat de spaimă. Fără îndoială, soția sa nu era singură în dormitor, ci era cu un bărbat, cu Chiril, prietenul său din copilărie. Observându-le pe Nicolae, cei doi s-au acoperit cu o pătură. Ecaterina și-a lărgit ochii înspăimântată la soțul ei, iar Chiril se uita la el cu o batjocură obraznică. Nicolae, de ce nu ești în sat? A reușit să spună Ecaterina în cele din urmă. Te-am deranjat. A întrebat el. Nu-i bagă în seamă și nu te simți stânjenit, îmi voi lua pur și simplu lucrurile, a spus Nicolae. El s-a apropiat de dulap, a luat toate lucrurile pentru sine de pe raftul său, le-a pus în geantă și a ieșit din dormitor. În tot acest timp cuplul zăcea tăcut în pat, observându-i acțiunile. Când ușa de la intrare s-a închis în spatele lui Nicolae, Chiril a fost primul care a rupt tăcerea. Mă gândeam că va veni și ne va bate, ne va lovi în față, dar nici măcar nu a putut face asta. Slăbiciune Ai dreptate, Nicolae nu a fost niciodată capabil de gesturi de acest gen, i-a răspunse Caterina Îți amintește episodul de pe acoperiș Atunci l-ai oprit Totuși, el nici măcar nu a sărit Dar tu? Tu ești bărbat Masculul Cuceritorul Ea s-a întors spre Chiril și l-a sărutat Îndrăgostiții au uitat într-un minut de incidentul neplăcut care li s-a întâmplat. Erau prea ocupați cu plăcerile iubirii unul față de celălalt pentru a se gândi la suferințele lui Nicolae. Afară ploua ușor, iar asfaltul îți strălucea sub lumina ferinarelor. Nicolae a stat un pic în fața intrării, încă nu putea să înțeleagă pe deplin că soția lui îl înșela cu prietenul lui din copilărie. De ce? Pentru ce? doar pentru că Kiril a dovedit a fi mai de succes, mai prosper din punct de vedere financiar. Nicolae se simțea jignit. Bărbatul a ajuns încet la mașina lui, a deschis ușa, s-a așezat pe scaunul șoferului și a întors cheia în contact. A condus pe străzile pustii ale orașului timp de peste o oră, apoi s-a oprit în fața unui supermarket non-stop. În timp ce se plimba încet printre rafturi, a pus automat în coș câteva produse, iar apoi a luat câteva sticle de alcool din secția de băuturi alcoolice. Nicolae s-a hotărât să meargă în sat, nu mai avea unde altundeva să meargă. Mașina se îndrepta rapid pe șosele pe lângă păduri, câmpuri și sate abandonate. Nicolae nu gândea la nimic, doar apăsa pedala de accelerație și nu voia să vadă sau să audă pe nimeni. Era liniște în sat. Nici o lumină nu strălucea prin ferestre. După ce a intrat în casă, bărbatul a așezat pachetele cu produse alimentare și vodka pe masă, a deschis dulapul de bucătărie pentru a găsi un pahar, să bea, să se culce și să uite tot ce văzuse astăzi. Să uite privirea soției sale goale de satisfacție, încălzită de excitație, care se târa în pat cu prietenul lui. Natalia privea cu atenție produsele din vitrină în timp ce își alegea din nou un parfum nou pentru ea. Uitați și acestea, i-a spus consultantul, întinzându-i un flacon. Sunt din ultima colecție din Franța. Un miros uimitor, a spus Natalia, mirosind parfumul. Totuși, prețul este ridicat. Pot să-mi recomand ceva mai accesibil ca preț? Îți lipsește bani. A auzit ea o voce cunoscută în spatele ei. E S-a bucurat Natalia! Ce întâlnire! Da, nu ne-am văzut de mult timp, a spus Caterina. De la ziua voastră de naștere a trecut deja o lună. Deja de o lună nu ne-am văzut. Ești singură sau cu soțul? Singură, a spuse Caterina, coborând privirea. Hai să ne așezăm undeva la o cafenea să bem câte un pahar de vin. Ai timp? Desigur, hai să mergem. Natalia a returnat parfumul vânzătoarei și și-a luat prietena de braț și ți-am sunat de câteva ori, nu ai răspuns. M-am gândit că mă vei suna înapoi, dar nu am avut răbdare. Fetele s-au îndreptat spre ieșirea din magazin, iar câteva minute mai târziu erau deja așezate la o masă într-o cafenea confortabilă, savurând un vin roșu semi-uscat. Ei, cum ești? Ce mai e nou? A întrebat Natalia. Oh, prietena mea, multe lucruri noi, a spus Caterina. Într-adevăr, Spune mai repede, sunt nerăbdătoare să aflu toate noutățile. În primul rând, bunicul lui Nicolae a murit în sat, a spus Ecaterina, înăbușindu-și buzele și având o expresie tristă. Serios! Îmi pare rău pentru tine, Nicolae! Și nu are pe cine să-și exprime compasiunea. Ecaterina și-a coborât privirea, privind lichidul roșu din pahar. Cum adică? S-a întâmplat ceva și cu Nicolae s-a îngrijorat Natalia. Nu, nu s-a întâmplat nimic în afară de faptul că el m-a părăsit. Ecaterina își plecase capul, privind prin ploapele seminchise spre reacția prietenei. A trecut o lună de când m-a părăsit, m-a prins în pat cu Chiril. Ecaterina A fost șocată Natalia, nici nu știa ce să spună. Ești nebună, ce crezi? Să-l schimb pe Nicolae cu acest idiot de Chiril. El este doar un snob prefăcut. Se va juca cu tine, iar când te vei plictisi, te va înlocui cu alta, mai tânără și mai drăguță. Tu ce înțelegi tu despre bărbați, Natalia? Tu singură ai fost atâția ani și tot singură ești. Pur și simplu nu mi-am întâlnit încă bărbatul potrivit. Dar dacă l-aș întâlni pe cineva ca Nicolae, nu aș face niciodată ceva care l-ar putea întrista. Nu te înțeleg și tu trăiești din salariul de economist, încearcă să te bucuri de viață când toți în jurul tău umblă în aur, conduc mașini frumoase, se odihnesc peste hotare, iar tu abia supraviețuiești dintr-un salariu în altul. S-a străduit să justifice fapta, Ecaterina a spus prietena ei. De ce exagerezi? Nicolae câștiga bine, doar că tu ai pretenții nerezonabile. Nu înceta să se împotrivească. Crezi că Chiril îți va oferi toate astea? a întrebat ea. Da, Kiril nu este la com. Este dispus să cheltuiască bani pe mine. Și, în plus, în pat cu el este atât de bine. Cum nu a fost niciodată cu Nicolae? Te porți prost. Învinuiește-te în fața lui Nicolae, cere scuze. Aveți o familie bună, nu-i așa? Nu va ierta. Știu ce fel de bărbați sunt. Nu-mi fac nicio impresie, sunt doar niște fanfaronade, orgoliu și ambiții inept. Și unde se află acum? Trebuie să vorbesc cu el, nu știu, probabil în sat. Unde altundeva ar putea fi? A spus Ecaterina cu un ton indiferent. Ești proastă, Ecaterina! A clătinat capul Natalia și a ieșit din cafenea. Ea nu putea înțelege cum Ecaterina, fiind căsătorită de 10 ani cu un băiat liniștit, inteligent și corect, a ajuns să se culce cu Chiril. După câteva ore, Natalia se strecura deja într-un autobuz suburban. Avea cu ea o valiză cu haine. Privind pe fereastră, se gândea că trebuie să-l susțină neapărat pe Nicolae. Lucrurile ei se năruiseră, bunicul, singurul și iubitul ei, murise. Și mai era faptul că se considera trădătoare în fața Ecaterinei. La gară, Natalia a încercat să-l sune pe Nicolae, dar telefonul lui nu răspundea. Coborând din autobuz la marginea satului, ea a scos din nou telefonul și a apăsat butonul de apel. Abonatul nu poate fi contactat în acest moment, a auzit fata. Natalia a mers încet pe stradă, trecând pe lângă casele de lemn și cărămizii cu un glas indiferent, iar Caterina a o urma cu valiza. Două femei care se plimbau liniștit au întâlnit-o. Spuneți-mi, vă rog, le-a adresat Natalia. Cu o lună în urmă, bunicul prietenului meu a murit în satele voastre. Am venit să-i găsesc casa. Sunt pe drumul cel bun. Căutați casa lui Nicolae, cel decedat. Mergeți direct până la capăt. Nu veți greși, a indicat ea cu degetul una dintre femei. Dar de ce aș greși? a întrebat Natalia. Răspunsul localnicului i s-a părut ciudat. Pentru că pe strada asta este o singură casă cu jaluzele blocate, a răspuns ea. Deja de o lună, el locuiește aici, dar nu deschide jaluzelele. Bea mult! Nu l-am văzut treaz nici măcar o dată în această lună. Mulțumesc mult, a mulțumit Natalia femeilor și a mers până la capătul străzii. Ajungând la casa cu jaluzele blocate, a oprit la poarta înroșită, înghițită de ierburi sălbatice. Nu era nimeni în curte. Natalia și-a strecurat mâna printre găurile din bârne și a deblocat poarta. Dacă Nicolae bea, nu are sens să-l chem. Intru singură și voi vedea totul, a hotărât ea. În casă era penumbră. Pe jos zăceau sticlele goale, iar pe masă erau vase murdare, pahare, farfurii, linguri. În camera de zi, Nicolae era întins pe canapea. Părea că trupul lui era fără viață. Natalia s-a apropiat de băiat, l-a atins pe umăr și l-a strigat. Nicolae! Nicolae! Trezește-te, sunt eu! Natalia! Dar băiatul nu reacționa. Încercându-le din nou să-l trezească. Fata a decis că e în zadar. Va veni vremea, se va trezi singur. Atunci va vorbi cu el Natalia, a pus valiza într-un colț și s-a apucat să strângă resturile de alcool din casă. A spălat aragazul din bucătărie, a scuturat cenușa, a șters masa, îngropată sub coș de pâine și mezeluri uscate. Nicolae! Nicolae! Ce se întâmplă cu tine? Se gândea Natalia, înduioșată de băiat. nu își putea imagina cum a trăit singur acolo timp de o lună, trecând prin propria durere și denluziile vieții de familie. În cameră s-a auzit scârțitul canapelei. Nicolae s-a întors pe partea cealaltă. Ceva a mormăit și apoi a deschis cu greu ochii. Cine e acolo? A întrebat el auzind că cineva clămpănește vasele în bucătărie și se plimbă prin casă, bătând ușa. Natalia s-a înfiorat la auzul vocii lui Nicolae. Dar și dacă o va alunca? Și dacă e atât de beat încât să nu o recunoască și să o arunce afară din casă? Încercând să nu facă zgomot, ea s-a apropiat tăcut de el și a luat loc pe colțul canapelei vechi. Nicolae, sunt eu, Natalia! Spuse ea privindu-le pe băiat. El o privea cu o privire lipsită de sens, apoi și-a închis ochii și a întrebat. Oh, mi-e foame! Fata și-a amintit că a scos o sticlă deschisă din dulap. Suflând, ea a ieșit din cameră și s-a întors cu un pahar și sticla de alcool. Ia! Bea! Ea a întins ea vodka. Nicolae s-a așezat, a băut într-o înghițitură și a privit-o pe Natalia. Ce faci aici? O întrebă el, dar imediat Gemu, ținându-se de cap. Capul mă doare groaznic. Bea de mult timp. A întrebat Natalia. Știu. Nicolae a luat sticla și s-a dus în bucătărie. S-a așezat la masă, pe care Natalia o ștergea cu grijă și a privit peretele, aragazul, ferestrele acoperite complet cu jaluzele. Fața lui era bărbierită, părul se ridicase în cârlion pe ceafă, iar tricoul era foarte murdar. Dar Natalia nu se grăbea să-i facă morală. A deschis frigiderul, a scos o bucată de cârnat și câteva ouă. Fata a aprins aragazul. A pus o tigaie pe el, ce faci tu? L-a întrebat Nicolae, privind-o cum se pricepe în bucătărie. Am venit de pe drum. Mie foame. După câteva minute, Natalia a pus tigaia pe masă și a tăiat pâine găsită în dulapul din bucătărie. Mănânci. Fata și-a luat o furculiță pentru ea, a pus încă una în fața lui Nicolae, apoi a turnat vodcă în pahar și a băut în timp ce gustau ole ochiuri cu cârnat. Bea deja. A întrebat surprins Nicolae. Da. Natalia și-a înecat o bucată de pâine în nou și apoi a înghițit-o cu plăcere. Îți urmez exemplul. Nu m-am întors să fac glume. Nicolae o privea fie cu dispreț, fie cu mânie mult timp nu a mai mâncat o ochiuri cu cârnat. Adică te-ai întors. Spuse Natalia și adăugă. Toarnă. Nicolae a luat sticla și a descoperit că era aproape goală. Deci nu mai e nimic aici. A spus el dezamăgit. Măcar o dată. Exclamă Natalia și în palmele de fiecare parte. Am venit în vizită la el și nici măcar nu poate să mă trateze cum se cuvine. Ascultă, de ce te agiți? Nici măcar nu te-am chemat, te-ai găsit aici singură. Se indignă Nicolae. Pot să plec. Acum doar mănânc, nu-mi e foame să mă întorc în oraș. Fata și-a terminat ouăle ochiuri cu cârnat, a luat un șervețel de nas și și-a șters gura. Nicolae o privea cu o privire lipsită de sens. Și timp de o lună întreagă nu mai avusese pe nimeni în casa lui. Băiatul a simțit brusc că este obosit să fie singur. În frigider este un pui, poate pregătești ceva. O să trec la vecin după rachiu, să ne așezăm și să vorbim. Pleacă, spuse Natalia și s-a strecurat în congelator. Avem cartofi. Stau într-o găleată în hambar, răspunse Nicolae, stând în ușă și pregătindu-se să plece. Când s-a întors în bucătărie, simțea un miros plăcut care venea din cuptor. Natalia tocmai pusese un pui cu cartofi înăuntru. Ea însă și fusese în grădină și recoltase câteva castraveți, roșii și verdeață. Ea a hotărât că trebuie să hrănească bine suferindul. Iar apoi vor putea să discute. Și Nicolae privea cum Natalia se descurcă cu alimentele, taie salata și o presară cu verdeață proaspătă. Ce pricepută este ea să servească masa cu vesela de bătrân și inima lui se încălzea. Mâinile mele, acum o să cinăm, îi spuse ea. Știi, se pare că sunt foarte flămând. Abia acum am simțit asta. Nicolae s-a așezat la masă, așteptând cartofii cu pui. Toate aceste săptămâni au trecut ca într-un vis. Te înțeleg. Știi deja totul. De unde? L-am întâlnit întâmplător pe Chiril în cafenea și mi-a povestit totul nu mă închipui cum ai avut puterea să reziști și să nu arunci cu la afară din apartament. Da, în acea zi mormânta sembunicul și eram oricum într-o stare proastă, iar apoi s-a întâmplat asta. Scoate-o din minte și uită-te la ei doi, niciunul dintre ei nu merită să-ți rănească sentimentele. Nicolae a tăiat cu cuțitul o bucată de pui cu coajă crocantă, a pus-o în farfuria lui mare de salată. El a mâncat cu un atât de mare încât Natalia a zâmbit chiar. A devenit complet sălbatic, și a spus ea. Ce să fac, Natalia? M-au concediat de la serviciu pentru absență nejustificată, banii vor fi pe terminate în curând, nu am economisit nimic pentru zile negre în toată viața mea. Ecaterina tot timpul trage bani din rezerva mea pentru un lucru sau altul. Mâine va fi mai complicat, ne vom ocupa de asta mâine. A vorbit în șoaptă Natalia când au terminat de cinat. Hai să bem o ceașcă de ceai și să ne culcăm. Deci nu vei pleca. Sărbători sau se miră Nicolae. Nu, nu voi pleca până nu văd că ești bine. Natalia nu a putut dormi mult timp, ascultând șuierul frunzelor de afară și respirația lui Nicolae. Ea a hotărât să sune la serviciu a doua zi să ia concediu pentru o săptămână și să vadă de acolo. Dimineața Natalia s-a trezit la sunetul ceai micului fierbinte. Cu străduință, fluiera, chemându-i pe gaz de săl de jos de pe aragaz. Dar Nicolae, probabil, nu era acasă. A plecat din nou pentru țuică. Sau ce? A gândit fata nemulțumită și s-a ridicat din pat. S-a dus în bucătărie, a aprins ceainicul și a deschis dulapul în căutarea ceaiului. S-a trezit. Nicolae a intrat pe ușă cu o farfurie de căpșuni. Uite, am cules, am vrut să te bucur ceva pentru că îți faci griji pentru mine. Mulțumesc, a răspuns Natalia, luând câteva fructe și mestecându-le cu plăcere. Hai să mic dejunăm repede și să începem noua ta viață cu curățenia casei. L-ai lăsat să se degradeze complet, murdăria este peste tot. Și cu ce să începem? a întrebat Nicolae. Cu faptul că vei deschide ferestrele. Ea a arătat cu mâna la obloanele blocate. Ai stat aici o lună, iar ferestrele sunt blocate. Ca și când în casă nu ar fi nimeni. Iar eu voi lua o îngăleată și un mop, voi spăla toate geamurile, voi spăla draperiile, voi schimba lenjeria și voi spăla podeaua. Planul e clar și apoi ce? Apoi vom face inventarul alimentelor tale, să vedem cât timp mai poți rezista. Și vom evalua și grădina și probabil putem aprinde sauna. Foarte bine, avem lemne destule, iar apa o voi duce de la puț. De acord, a fost de acord Nicolae. Ii plăcea că Natalia avea atâtea planuri. Cu apariția ei în casa lui, totul a devenit agitat în vârteală. El se anima. Când Nicolae a deschis obloanele și a deschis ferestrele, lumina soarelui a intrat în sfârșit în casă. Bărbatul alerga între puț și casă cu găleți, aducând apă pentru curățenie și vecinii se uitau mirați la el nu s-a arătat o lună, cu excepția cazului în care ieșea pentru țuică. Și acum alerga, se agita. Natalia a scos draperiile, a îndepărtat ferestrele și ferestrele, a adunat rufele murdare pentru spălare. Așezând scaunele pe masă, s-a pregătit să spele podeaua. Fata s-a înclinat peste găleată pentru a înmuia și stoarce mopul, apoi s-a îndreptat spre colțul îndepărtat. Dar pe drum, însă, podeaua a cedat și Natalia și-a scufundat piciorul până la genunchi Fata a țipat de durere și spaimă, dar nu a putut să-și scoată piciorul din gaura din podea La strigătul Nataliei, Nicolae a venit din curte Văzând ce s-a întâmplat, el a scos cu grijă prietena din gaura din podea și a așezat-o pe canapea Te doare A întrebat bărbatul nu atât de mult doare cât m-am speriat, nu mă așteptam ca podeaua să cedeze, a răspuns ea. Bârnele au putrezit, a spus cu tristețe Nicolae, inspectând locul incidentului. Trebuie să le schimbăm. Natalia și-a ridicat piciorul rănit, încă mai avea de spălat podeaua. Mergând încet, ea s-a apropiat de Nicolae și l-a întrebat. Dar avem material pentru a repara podeaua. Bunicul avea o grămadă de asta în hambar, era gospodaros. Stai aici, iar eu mă voi ocupa de podea. Lucrurile astea durează doar o oră. Nicolae a ieșit în curte și după un timp a revenit cu plăci de lemn și unelte. A scos bucățile de podea putredă și le-a dus în curte ca să nu-i încurce. Apoi a măsurat lungimea plăcilor și le-a tăiat la dimensiune. Natalia era așezată pe canapea și urmărea munca lui. O gaură imensă în mijlocul camerei arăta ca o fantezie, ca un vis nebunesc. Nicolae s-a așezat în genunchi și s-a uitat în ea, luminând cu lanterna. Cu siguranță că grinzile de sub podea au putrezit și ele, a spus Nicolae. Mă voi cobor și voi verifica. El a sărit în gaura din podea și a dispărut sub scânduri. Natalia a putut vedea reflexiile lanternei cu care bărbatul lumina spațiul de sub podea. Nicolae s-a uitat în jur, a pipăit grinzile. S-au dovedit a fi destul de solide. Făcute din lemn de la rice siberian. De-a lungul anilor nu au putrezit deloc, ci din potrivă au devenit solide, ca piatra. Luminând în jurul său, Nicolae a observat un mic cufăr de fier. Natalia, aici este un fel de cufăr. Poți să-l scoți? a întrebat ea. Voi încerca acum. a răspuns Nicolae și a adăugat. E greu. În gaura din podea i-a apărut capul, iar după aceea mâinile, ridicând la suprafață cu fărul de fier. Uite! Bărbatul a pus cu pe podea, apoi, trăgându-se cu mâinile, a ieșit afară. Ce crezi că este? Vezi, este un tezaur. Acum îl vom deschide și va fi o avere imensă. Amuzant, a spus Nicolae, examinând cu de fier. Au pus un lacăt. Poate că acolo este de fapt o avere lăsată de rudele bunicului. Pot să-l deschizi? Voi încerca acum. Nicolae a luat un fier vechi, a făcut puțină magie asupra lacătului și acesta a cedat. Nicolae și Natalia se uitau la cufărul de fier, ezitând să-l deschidă. Dar curiozitatea a învins. Hai deschidele să vedem ce este înăuntru, a încurajat Nicolae și Natalia. El a ridicat cu grijă capacul cufărului, ca și cum ar fi atins ceva foarte prețios și în interior era umplut cu paie uscate. Bărbatul le-a îndepărtat cu atenție, așteptând să vadă ceva de valoare în ierburile uscate. Spre surprinderea lor, Natalia și Nicolae nu au găsit înăuntrul cufărului nici monede de aur, nici bijuterii vechi prețioase. Pe fundul cufărului zăcea doar un caiet cu o copertă groasă de piele. Ce este asta? a întrebat Natalia privind cum Nicolae scoate caietul. Nu știu. Bunicul nu mi-a spus nimic despre asta. Ei au mers în bucătărie, s-au așezat la masă și au pus descoperirea în fața lor. Paginile caietului erau scrise cu un scris mic și încălcit. Cerneala s-a întins puțin din cauza vechimii, dar textul era încă lizibil. Memoriu sau poate jurnalul cuiva. Răsfoind pagina galbenă, a spus Nicolae dă -mi mie! Natalia a întins mâna după caiet. O manuscris destul de voluminos conține anumite calcule, liste de produse, nume și numere. O prostie, a spus Nicolae. Dar Natalia citea cu atenție liniile. Bărbatul a observat că ea s-a scufundat în studiul manuscrisului și a dat din mână. Bine, trebuie să așternem scândurile. Timpul trece, iar treaba nu se face. El era obosit și a mers în cameră. Natalia a rămas să stea la masă, răsfoind paginile vechiului caiet găsit sub podea. Ea încă nu știa de ce strămoșii lui Nicolae au ascuns acest caiet, dar cu cât citea mai mult, cu atât mai clar devenea înțelegerea că pentru ei acesta reprezenta o valoare. Nicolae tocmai terminase de reparat podeaua din cameră, când Natalia i-a strigat. Vino aici, ceea ce ai găsit este o adevărată comoară. Da, lăsați-mă în pace. Un vechi caiet și atât. Cineva nu avea ce face, a învățat să scrie și a consumat hârtie. A zis Nicolae, dar totuși s-a apropiat de Natalia. Nicolae, acestea sunt rețete vechi de fabricare a brânzei. Sunt mai multe tipuri aici și sunt unice. Strămoșii tăi ce dețineau o fabrică de brânză. Nu știu prea multe despre asta. Îmi amintesc doar că bunicul mi-a povestit că părinții lui erau oameni stăriți. Gândindu-se, el s-a scărpinat în ceafă. Exact când eram încă un băiat tânăr, bunicul spunea că înainte de revoluție făceau brânză, pentru care veneau cumpărători din toate colțurile țării. Această brânză era chiar livrată la Curtea Imperială. Aici e menționat. Uită-te! Natalia a răsfoit câteva pagini. Aici este lista celor cărora li se destina brânza, câți bani vor primi pentru ea și în ce cantitate va fi luată și și rețete Nicolae. Se pare că înainte ca bolșevicii să îi înlăture pe părinții bunicului meu și să le confiște fabrica de brânză, strămoșii lor au ascuns caietul cu rețete. Exact. Și l-au ascuns undeva pe sub podeaua casei lor, astfel încât rețetele vechi și unice să nu ajungă în mâinile comuniștilor. Strămoșii tăi credeau că într-o zi urmașii lor, adică tu, vor găsi aceste însemnări și le vor continua munca. Uau, wow, ce previziune! Ei bine, dacă ai avea o muncă care să-ți facă reputație în toată regiunea și chiar în întreaga țară. Nici tu nu ai fi dorit să oferi rețetele secrete altor oameni. Și uite așa. Știau că caietul va rămâne sub podea timp de multe decenii, poate chiar secole, așa că au pus mai multă paie în lădiță. Absorb umiditatea. Datorită ierbii uscate, cerneala nu s-a scurs, iar însemnările sunt bine lizibile. Dar ești sigură că acestea sunt rețetele? încă neîncrezător că au găsit însemnările strămoșilor sub podea, l-a întrebat Nicolae. Sunt absolut convinsă, a răspuns Natalia. Eu am uitat ceea ce știu despre tehnologia lactică și tu ești mai bine pregătit în acest domeniu. Da, ai dreptate, a fost de acord Nicolae. A luat caietul din mâinile Nataliei și a început să răsfoiască paginile. Încercând să înțeleagă măcar ceva din ceea ce era scris pe ele. Dar era prea complicat pentru el, și acum ce facem cu acest caiet? Să-l dăm muzeului regional. Trebuie să mă gândesc, a spus Natalia în șoaptă, strângându-și buzele. În mintea ei a apărut deja un plan care la prima vedere putea părea o aventură nebunească. Dar fata credea că împreună cu Nicolae vor reuși. Restul zilei, Nicolae și Natalia și-au petrecut-o făcând curățenie în casă și în curte. Au udat grădinile cu legume, au cules coacăze cu și fata a început să facă gem. Și seara, Nicolae a încălzit baia și ei, la rândul lor, s-au bălăcărit cu o mătură de mesteac în proaspăt. Când s-a înserat afară, Nicolae și Natalia au stat la masă și au băut un ceai aromat cu mentă. Fata era mulțumită, iar Nicolae nu a vorbit niciodată despre băutură în întreaga zi, nici măcar nu a avut gând să meargă la vecinul său pentru o băutură mai cu seamă, ieri l-a văzut într-o stare de beție, nefericit și distrus, iar acum în fața ei era același Nicolae pe care îl admirezi întotdeauna. Noaptea Natalia nu a adormit. Se gândea în continuu la caietul pe care ea și Nicolae l-au găsit sub podea, în vechea casă a strămoșilor. Fata își imagina cum trăiau strămoșii băiatului înainte de Revoluție, cum munceau, producând brânză care se bucura de o asemenea popularitate încât nici măcar persoanele înstărite nu o disprețuiau. Epuizată de întoarcerile în pat, s-a trezit ușor și a început să studieze din nou semnările, transfuzându-se cu o lanternă pentru a nu aprinde lumina și a nu trezi pe Nicolae, care dormea liniștit. Când te pregătești să pleci în oraș și l-a întrebat Nicolae pe Natalia la micul dejun? El se temea să pună această întrebare. În două zile în care fata a fost în casă, el s-a obișnuit cu ea, cu grijile ei și cu privirea ei înțelegătoare. Mă alungi. Natalia l-a privit în ochi, strâmbând ușor ochii. Nu, ce zici tu, din potrivă, îmi fac griji că i rămân singur. Și eu n-am de gând să plec, a spus hotărât fata. Voi rămâne să trăiesc aici. Cu tine, dacă nu ai nimic împotrivă, bineînțeles. Nicolae a luat o înghițitură din ceai și a zâmbit trist. E o idee bună, a spus el, strâmbându-se. Vom trăi în sărăcie așa, fără slujbă, până când ne vor fi epuizate banii și proviziile, apoi vom muri de foame. Nu vom muri. Am o idee. Care? Vom produce brânzeturi după rețetele strămoșilor tăi. Acum există o cerere mare pentru produsele agricole. Iar ceea ce am găsit noi este un adevărat excepțional. Nu va fi o scădere a cererii din partea cumpărătorilor. Ochii Nataliei au strălucit. În ei s-au înfilipat visuri. Este o idee nebunească, a scuturat capul Nicolae. De ce? Eu sunt specialist în tehnologia proceselor. Iar tu ești economist. Avem rețete pregătite. Trebuie doar să începem. Dar de unde să luăm materia primă, spațiul, echipamentele, transportul? Crezi că este ușor să-ți deschizi propria afacere? Și mai ales una atât de solicitantă ca producerea produselor alimentare. Putem cumpăra lapte de la participanții din satele vecine. Putem lua echipamente în credit, iar mașina o ai tu. Pentru început va fi suficient. Nu, Natalia, oricum avem nevoie de bani, și noi nu-i avem. Ar fi mai bine să te întorci acasă și să-ți trăiești viața. Dar nu, nu-i așa. Cred că ai găsit acest caiet nu întâmplător, că strămoșii tăi au crezut cineva va continua lucrarea vieților lor. Prin urmare, ești obligat să devii producător de brânzeturi. Ce fel de producător de brânzeturi să fiu eu? Nici măcar supa nu pot găti. Mie lipsă experiența, iar tu vorbești despre un proces complex ca fabricarea brânzei. Și eu ce, în zadar, am învățat tehnologia și am lucrat 10 ani în industria alimentară. Nicolae, asta mi-e aproape și mă înțeleg. Mă descurc cu diagramele tehnologice, procesele, ingredientele, echipamentele. Am experiență. Încurajările și argumentele Nataliei au avut rezultatul dorit. Nicolae s-a cufundat în gânduri. În fond, nu avea nimic de pierdut, iar să se întoarcă în oraș nu dorea și, de fapt, nici nu avea unde. În apartamentul lor modeste. Probabil, Chiril s-a stabilit. Înțelegeau bine unul pe celălalt. Gândurile acestea i-au amărât pe Nicolae. Dar de unde să luăm bani? Ar trebui să mergem în oraș pentru a afla condițiile de împrumut în bănci și pentru a depune o cerere. Natalia s-a bucurat. Gheața s-a spart. Nicolae a fost de acord să-și deschidă propriul său afacere, afacerea lor comună. Da, trebuie să mergem în oraș, dar nu pentru a lua un împrumut. Nicolae, am decis să-mi vând apartamentul. Acesta va fi contribuția mea în afacerea noastră. Ce părere ai despre această idee, partenerul meu? Ea zâmbea cu un zâmbet deschis, bun, iar ochii fetei străluceau, emanând bucurie și anticipare pentru ceva nou. Ceea ce le va schimba complet viața lui Nicolae și a Nataliei. Au trecut cinci ani. Afacerea ideată de Natalia și Nicolae a început să-și găsească un ritm potrivit nu au fost lipsiți de dificultăți. La început, nu știau pe ce să se concentreze. Aveau nevoie de un plan clar de la ce să înceapă. Așa mi-a fost și mie clar. Da, într-adevăr, strămoșii tăi erau mai antreprenori decât noi, suspina Natalia. Era mai ușor pentru ei. Concurența în acele vremuri nu era atât de mare, spunea Nicolae cu capul plecat. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să se adreseze administrației locale pentru a solicita un teren pentru construirea fabricii de brânzeturi. Convinându-le pe primar că afacerea lor va oferi locuitorilor muncă și salarii decente. Au obținut pământul și câteva case abandonate. Demontând construcțiile, au putut folosi materialele și să facă loc pentru depozite. Nicolae a fost surprins când, într-o zi, în poarta lui apărea Simion cel care cândva s-a bătut cu el la dans în clubul satului. Am auzit că te-ai apucat de construcție, l-a întrebat el, picior peste picior în curtea casei lui Nicolae. Ce să zic, au trecut atâtea ani. Cine și aduce aminte de trecut, cum se spune. Am vrut să aflu dacă ai nevoie de ajutor. Nu prea mai este muncă în sat. În ziua următoare, Simion a adus prietenii și toți au lucrat împreună la demolarea caselor vechi, apoi au trecut la construirea fabricii de brânzeturi. În timp ce clădirea era în construcție, Natalia experimenta rețete vechi de brânzeturi în condiții casnice. Tehnologia manuală de fabricare a brânzei nu le permitea să producă imediat multe forme de brânzeturi, ceea ce le întrista. Dar echipamentele moderne nu erau potrivite pentru a produce o marinată de calitate. A trebuit să o caute în străinătate. Și apoi au început căutările pentru procurarea bacteriilor și a microorganismelor pentru însămânțare. Locuitorii locali urmăreau cu interes construcția fabricii de brânzeturi. Adunându-se la magazin, femeile schimbau cuvinte. Nicolae, ai decis să fabrici brânză. Se spune că a descoperit o rețetă secretă după care brânzeturile ies nu doar gustoase, ci și sănătoase. Se spune că el cumpără lapte de vacă și capră de la fermieri la un preț avantajos. Ce spui? Eu intenționam să-mi vând vaca la tară. Acum m-am răzgândit. Zgomotul provocat de construirea fabricii de brânzeturi a atras atenția lui Nicolae și Natalia. Locuitorii din alte sate au început să vină la ei și să întrebe cum pot să furnizeze lapte și la ce preț. La început, Nicolae era nesigur de succesul afacerii pe care o planificase, dar pe măsură ce timpul trecea, el se convingea că el și Natalia au ales o cale corectă și promițătoare. După șase luni, a fost lansată prima linie de producție, iar primele produse au fost testate imediat și trimise la laborator pentru a fi certificate. La întoarcerea din oraș, Nicolae a adunat toți angajații fabricii de brânzeturi și a organizat o degustare festivă a primei brânzeturi. Brânza noastră a trecut toate testele. Este un produs ecologic, apreciat de gurmanzii. Poate fi consumat de copii și de cei care țin dietă. Sunt sigur că în curând vorbesc despre asta întregul județ, poate chiar întreaga țară. Angajații au aplaudat bucuroși. Odată cu sosirea lui Nicolae în sat, viața lor s-a schimbat în mod semnificativ. Cei care se gândiseră să scape de animalele de fermă au început să le crească. Aparțineau aproape fiecărui curte câteva capre și vaci care ofereau lapte, iar Nicolae le cumpăra cu bucurie de la proprietari. În sat tot mai des apăreau camionete care veneau să ridice produsele și să le distribuie în magazine din diferite localități. După doi ani, fabrica de brânzeturi a lui Nicolae și Natalia producea mai multe sortiment de brânză exclusivă. Locuitorii din alte sate începeau să lucreze la ei. Tinerii nu se mai grăbeau să plece în oraș, ci să se așeze la țară și să-și întemeieze familii. Pentru copii, Nicolae a construit în apropierea magazinului din sat un loc de joacă, iar pentru mamele și bunicilor a adus bănci. Viața în sat era în plină desfășurare. Odată, Natalia a găsit informații interesante pe internet. Uite, Nicolae, i-a spus ea, întorcându-și ecranul laptopului. Peste o lună va avea loc o târg de brânzeturi la Moscova. Putem depune o cerere și să participăm. Ce părere ai? Ideea este bună, dar trebuie să ne pregătim temei mic ca să nu ne facem de rușine. Nicolae a fost de acord. Natalia a studiat toate condițiile de participare la târg, a adunat documente și fotografii ale produselor și le-a trimis. După o săptămână, a primit un e-mail de invitație la Târgul Național al Fermierilor și Producătorilor de Brânză. Natalia și Nicolae erau în culmea fericirii. Asta este cu totul alt nivel, s-a bucurat Nicolae. Brânza noastră va fi încercată în capitală. Bărbatul s-a întors de la târg mulțumit. Reușise să încheie câteva contracte pentru furnizarea de brânză și să vândă totul cu succes. Cinci ani de existență ai fabricii de brânzeturi a proprietarului au fost sărbătoriți împreună cu colectivul. Au fost invitați angajații și toți doritorii. A venit chiar și șeful administrației locale cu familia. De-a lungul străzii principale au fost expuse tarabe cu produse, iar comerțul era în plină desfășurare, iar mai într-o parte aveau loc o spețele cu mâncăruri. Uitându-se la toată această veselie și ascultând cuvintele de mulțumire, Nicolae s-a întors către Natalia și a strâns-o de umeri. Tot timpul mă gândesc că dacă nu ai fi căzut atunci pe scândura putrezită, toate astea nu s-ar fi întâmplat. Și Natalia s-a gândit că ar fi putut să nu vină niciodată la sat dacă acum 5 ani nu ar fi întâlnit-o întâmplător pe Ecaterina și nu ar fi aflat despre înșelăciunea ei față de soț. Stând în biroul său, Chiril răsfoia ziarul local, citind știrile. Deodată, privirea ei s-a oprit asupra unei fotografii imprimate pe una dintre pagini. Deasupra ei era afișat titlul Brânzeturile noastre, cele mai bune din Rusia. Ochii bărbatului au alunecat pe rânduri. Era un articol despre un om de afaceri de succes, producătorul de brânză exclusivistă după rețete vechi. Iar puțin mai jos se afla fotografia lui Nicolae și a Nataliei, prietene cu Ecaterina. Prinzând telefonul, Chiril a format numărul amantei. Ai citit știrile din ziar? A întrebat el, fără măcar să se deranjeze să salute. Nu, ce s-a întâmplat acolo? A răspuns vocea Caterinei. E vorba despre soțul tău acum e un om de afaceri de succes. Proprietarul unei fabrici de brânzeturi. A făcut deja senzație în Moscova, a spus Kiril. Nu se poate. Nu te înșeli. A întrebat neîntrezătoare Ecaterina. Seara au mers la ea acasă și, fără să se dezbrace, Kiril i-a întins ziarul cu articolul despre Nicolae și brânzeturile sale. Ecaterina a scris cu ochii peste pagină. Uau! Wow! s-a schimbat de nerecunoscut. A spus ea uimită. Eu credeam că a ajuns de mult beat și zace undeva pe lângă gard. Și asta te preocupă. A întrebat Chiril bucurându-se. Putem să ne trăim bine pe seama lui. Cum? Nu avem nicio legătură cu afacerea lui. Nu a înțeles Caterina. Noi? Nu? Dar tu ai. A spus hotărât bărbatul, scoțând o sticlă de whisky din dulapul din bucătărie. Păi nu te-ai despărțit încă de el, nu-i așa? A întrebat el, da. Deci, înseamnă că afacerea lui a fost înființată în timpul căsătoriei și bunurile dobândite în timpul căsătoriei se împart în caz de divorț între soți. Și ce? Ecaterina încă nu înțelegea. Ei bine! i-a explicat el nerăbdător, turnând whisky-ul în pahar. Poți cere divorțul și poți obține jumătate din banii lui. Nu-mi va da nimic, a clătinat Ecaterina din cap. Dar încearcă să-l pensionezi. Amenințele, el nu va aștepta după divorț. Îți va aduce singur banii într-un tavă aurită. Dacă lucrurile merg atât de bine cum scrie aici, putem să-i scoatem bani la nesfârșit. Câteva zile mai târziu, Ecaterina și Chiril se îndreptau spre sat își dădeau seama că discuția nu va fi ușoară, dar erau complet convinși că se vor putea îmbogăți pe seama lui Nicolae și Natașei. Oprind mașina în fața casei lui Nicolae, Ecaterina și Chiril au intrat în curte. Nicolae a ieșit pe verandă. Salut, a spus Ecaterina. Ce mai faci, soțule? Prin rugăciunile tale. Bărbatul a fost surprins neplăcut văzându-și fosta soție în curtea casei lui. Trebuie să discutăm, a zis Ecaterina fără preambuluri. Avem noi ceva de vorbit, tu și cu mine? A întrebat Nicolae. Se pare că da, dragul meu. Hai să intrăm în casă! Bărbatul s-a dat la o parte. Lăsându-i să intre în casă pe oaspeții nepoftiți, Ecaterina a intrat și a început să se uite în jur. După ce a examinat modesta încăpere, ea a spus, deci, așa că așa trăiește un antreprenor de succes și producător de brânzeturi. E destul de sărăcuț, dar curat. Spune, de ce am venit? Spune, nu te grăbi, a răspuns Caterina, așezându-se pe un taburet lângă masă. Se pare că te-ai îmbogățit. Te învârți în bani și n-ai de gând să-ți întreții soția. Nu mai ești soția mea. Nicolae a fost uimit de tupeul ei. Te înșeli! Noi nu suntem divorțați, a spus ele Caterina, a scos din geantă pașaportul ei și l-a deschis la pagina cu ștampila de căsătorie. Agitându-le în fața lui Nicolae. În timp ce eu muncesc, renunțând la totul și luptându-mă din greu, tu ai deschis o afacere și îți ascunzi veniturile de mine. Nu ai nicio legătură cu afacerea mea. Nicolae a înțeles în sfârșit planul Caterinei. Permite-mi să-ți reamintesc că ai făcut alegerea asta acum cinci ani, aducând sub plapumata acest golan. Bărbatul l-a aruncat cuvintelor Ecaterinei, care privea tăcută discuția dintre Ecaterina și Nicolae la ușă. Oh, nu fi așa răzbunător! Cine ține minte trecutul său, cum se spune, plânge. Ecaterina a rostit ironic. Și cine uită, folosește pe amândoi, a răspuns Nicolae. Privirea Ecaterinei s-a înțepenit apăsată și fața ei s-a făcut serioasă. În fine, depun cerere de divorț cu împărțirea averii. Observă că nu fac asta din străduință, ci îți spun în față. Fă ce vrei, este dreptul tău, a răspuns calm Nicolae. Nu mă auzi, ce? Voi lua jumătate din afacerea ta la divorț. Așa o să hotărască instanța, dar pot scăpa de necazuri, a spus ea. Nici de cum, Vei trebui să-mi dai o sumă fixă în fiecare lună, a răspuns Caterina. Ea a luat o șervețel de pe masă, a scos din poșetă rujul de buze și a scris un număr cu mai multe zerouri, apoi l-a întins lui Nicolae. De exemplu, așa. Atunci nu voi depune cerere de divorț. Gata, ai spus-o, l-a întrebat Nicolae. Uitându-se la șervețel. Atunci du-te imediat din casa mea. Nu te enerva, a intervenit Kiril în conversație. Mai bine evaluează toate riscurile pe care afacerea ta le va întâmpina dacă ea va divorța de tine prin instanță. Am spus să plecați, să nu vă mai văd aici, Nicolae începuse să-și piardă răbdarea. I se părea dezgustător să-i asculte pe cei doi, iar prezența lor în casa sa îi era și mai neplăcută. Bine, a spus Caterina, ridică de la masă și mergi spre ieșire. Cred că în curând o să regreți profund asta. Crede-mă! Nicolae se uita pe fereastră cum mașina lui Chiril pleacă din fața casei sale și se întreba cum a putut fi atât de orb. Cum a putut iubi acea femeie la comă, lipsită de principii și trădătoare? Și oare chiar o iubea? Hotărând să pretindă afacerea lui Nicolae și să depună cerere de divorț, Ecaterina și Chiril au apelat la un avocat. Marele a fost dezamăgirea când avocații le-au declarat, într-un glas, că nu au nicio șansă să obțină nici măcar un ban de la fostul soț al Ecaterinei. Toate proprietățile fabricii de brânzeturi, echipamentele și conturile erau în numele Natașei. Ceticălos s-a asigurat. A pus paie sub ea, serugina Ecaterina. Nicolae întotdeauna a fost o persoană precaută, așa că nu era de mirare că totul a fost pus pe numele Natașei. Chiril era devastat. Avea nevoie de bani mai mult ca niciodată. Afacerea s-a în toate priurile și nu mai aducea profit de mult timp. Dar nu-i nimic, tot o să-l pedepsesc. Dacă nu vrea să împartă cu mine, atunci va rămâne fără nimic. În mintea sa s-a cristalizat un plan pe care au decis să-l pună în aplicare imediat. O strălucire puternică a luminat cerul deasupra satului. Natalia s-a trezit din cauza luminii neașteptate care umplea camera, la fel de strălucitoare ca în timpul zilei. Ea a privit pe fereastră și a exclamat, Nicolae, Nicolae, trezește-te, zguduită de bărbatul care dormea lângă ea. Nicolae, fabrica de brânzeturi arde. Bărbatul s-a ridicat în picioare din pat. S-a uitat pe fereastră și, îmbrăcându-și în grabă blugi și cămașă, a ieșit din casă. Natalia l-a urmat imediat. Oamenii alergau pe străzile satului. În mâinile lor aveau găleți, topoare, lopeți. Toți se îndreptau spre fabrica de brânzeturi, care era cuprinsă de flăcări. Stând într-un rând, locuitorii se ofereau reciproc găleți cu apă și stropitor de pereți ai clădirii. Undeva în apropiere se auzeau sirenele camioanelor pompierilor. Focul a fost stins până dimineața, dar s-au pierdut toate. Depozitele, halele de producție, clădirea birourilor, laboratorul lacrimile țâșneau din ochii Nataliei. Localnicii s-au adunat în jurul ei, încercând să o consoleze cum puteau. Dar abia ce se liniștise, când Natalia și-a aruncat privirea din nou asupra dezastrului și a izbucnit în plâns. După ce pompierii au plecat, Nicolae a înconjurat-o cu brațele și a spus, hai să mergem acasă. Nu mai avem ce face aici. Totul a ars. Au mers imediat spre casă. Uitându-se la cei care erau ieri antreprenori de succes, locuitorii satului clătinau un semn de compasiune din cap. Tuturor le părea rău pentru fabrica de brânzeturi, care a adus viață și a transformat o zonă rurală izolată. La prânz a sosit un anchetator la locul incidentului. El inspecta locul. Nu există niciun dubiu. A fost incendiu intenționat, i-a spus el lui Nicolae, care se uita cu privirea pierdută în jurul ruinelor găsiți câteva cutii de chibrituri. Se pare că în ele se afla benzină sau alt combustibil inflamabil. Aveți vreo suspiciune despre cineva? Nu știu, a răspuns Nicolae fără să se angajeze, realizând că asta era mâna Ecaterinei și Chiril. El înțelegea și faptul că nu avea să poată dovedi nimic, așa că nu a menționat anchetatorului despre suspiciunile sale. Cu toate acestea, anchetatorul a întocmit documentele necesare pentru deschiderea unui dosar penal privind incendiul intenționat la fabrica de brânzeturi. Au trecut câteva săptămâni. Nicolae, ca și înfășurat într-un frăș, mergea în fiecare zi la locul incendiului, fără să înțeleagă de ce. Stătea într-o visare, privind ruinele clădirilor acoperite de funingine, neștiind ce să facă în continuare. Bună ziua! Auzi el brusc o voce în spatele lui, un bărbat elegant, însoțit de doi însoțitori puternici în costume negre, a coborât din mașină și s-a adresat bărbatului într-o limbă rusă ușor bâlbâită. Mă numesc Pierre Formier. Am venit din Franța să vă găsesc pe dumneavoastră, s-a prezentat străinul. Aș dori foarte mult să vorbesc cu dumneavoastră. Despre ce? L-a întrebat Nicolae. Oh, este o conversație lungă. Putem vorbi undeva mai confortabil, a răspuns Pierre. Pierre și Nicolae mergeau pe stradă, iar în urma lor mașina mergea încet. După ce l-a condus pe oaspete acasă, Nicolae l-a rugat pe Natalia să gătească cafea și l-a invitat pe Pierre la masă. Străinul și-a început povestea. Înțelegeți, străbunicul meu și străbunicul dumneavoastră erau prieteni. Când a avut loc Revoluția, străbunicul meu a emigrat în Franța și a reușit să-și scoată toată familia, în timp ce tatăl bunicului dumneavoastră a fost arestat de bolșevici. Am aflat toate astea dintr-un arhivă pe care a păstrat-o străbunicul meu, și am citit că și dumneavoastră ați devenit un producător de brânză cunoscut în Rusia țaristă. În arhive sunt multe documente care descriu viața lui, iar recent am citit pe internet că ați continuat opera strămoșilor și ați început să faceți și dumneavoastră brânză. Da, l-a întrerupt Nicolae. Doar că ați văzut ce a ieșit de aici. Fabrica mea de brânză a fost incendiată, și acum nu a mai rămas decât o ruină. Este trist, a spus francezul, în timp ce și-a coborât privirea și apoi și-a băut cafeaua și a continuat povestea. Studiind arhiva străbunicului meu, am vrut să vă găsesc, să găsesc pe cineva din familia a străbunicului meu decedat. Și am început să caut informații pe internet și am dat de articole și videoclipuri despre târgurile de brânză. Și astfel v-am găsit pe dumneavoastră. Mă bucur să vă cunosc, Pierre, a spus Nicolae. Înțeleg că ați parcurs o distanță atât de mare și ați petrecut atâta timp doar pentru a mă vedea. Și ce este atât de surprinzător în asta? Străbunicul meu iubea foarte mult străbunicul dumneavoastră, erau mari prieteni. Și eu am vrut să devin prieten cu dumneavoastră. Sunt fericit, a confirmat pier cu capul. Și mai am o propunere pentru dumneavoastră. Pierre a făcut un gest cu mâna, iar unul dintre bodyguards săi, care se afla în ușă, a venit în ajutor. Uite, uitați-vă! Aceasta este moșia mea de familie. Am multe terenuri. Străbunicul meu l a cumpărat pe bani pe care i-a putut scoate din Rusia. Și asta este casa mea. Francezul a indicat cu degetul o fotografie în care era înfățișat un castel cu un teren imens și peluze bine întreținute în jur. Vreau să vă propun să deschideți o fabrică de brânzeturi rusești în Franța. Nicolae a privit uimit la Pierre. Natalia s-a oprit din mișcarea ei din bucătărie când a auzit propunerea francezului. Aceasta va fi doar fabrica dumneavoastră de brânzeturi, în care veți produce brânza după rețetele străbunicului dumneavoastră, rețete celebre pentru care nu există echivalent în lume. Nicolae a pus fotografia deoparte și a surâs trist. Nu mai există nicio rețetă. Totul a ars împreună cu fabrica de brânză, i-a spus el lui Pierre. Și asta e trist. Dar poate veți reuși să readuceți tehnologia prin amintiri. Neașteptat, Natalia a ieșit rapid din bucătărie. Când s-a întors, i-a zâmbit bărbaților de la masă și a rostit în mod misterios, nu trebuie să readuci nimic prin amintiri. Totul este aici. Natalia i-a dat soțului ei un stick. Am petrecut mult timp să descifrez înregistrările și să le copiez, înțelegând că astfel de rețete valoroase nu pot fi păstrate într-un singur exemplar. Tot ceea ce a fost scris în caietul străbunicului tău este salvat pe acest stick. Iată, de la prima până la ultima pagină. Toți trei au izbucnit în râs cu bucurie. Un morman de pietre a căzut de pe sufletul lui Nicolae. L-a îmbrățișat pe soția sa și a spus: Ce-aș face eu fără tine, draga mea iubită! Iar francezul a adăugat, mi s-a spus că femeile ruse sunt foarte inteligente. Dar tu ai depășit toate așteptările mele. Peste două săptămâni, Natalia și Nicolae au intrat în clădirea aeroportului. Ei călătoreau spre Paris, unde urmau să fie întâmpinați de Pierre Fournier. Inimile lor, care și-au unit destinele în urmă cu doar câteva zile prin căsătorie, erau încărcate de neliniște și bucurie. Ei plecau într-o țară nouă pentru a deschide o nouă pagină în cartea vieții lor și pentru a continua afacerea cu producerea de brânzeturi a strămoșilor lui Nicolae. Apropiindu-se de ghișeul de înregistrare, Natalia a început brusc să se clatine și s-a oprit, luată de amețelii. Nicolae a prins-o cu grijă de braț. Ce ai, draga mea? Te simți rău? Ar trebui să chemăm un doctor. A întrebat el. Totul e bine, iubirea mea, a răspuns femeia. Doar că în curând vom avea un copil. Nicolae s-a uitat uimit la soția sa și nu își putea crede fericirea. Natalia și el vor avea un fiu care cu siguranță va continua afacerea cu producerea de brânzeturi, începută de strămoși, pe care Nicolae o va lăsa moștenire.